Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 70 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bâsănești, județul Bacău, în data de 28 martie, orele 16. Proiectul ordinei de zi este următorul. Punctul 1. Proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii străzilor din satele componente ale Comunei Bâsănești. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din asociații votare intercomunitare de salubrizare Bacău, Comunești. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărie a localității pe anul 2018, precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărire și întreținerii a localității. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții, lucrări de întreținere și reparații la drumul comunal 153, Comuna Bâsănești, județul Bacău. Punctul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 din excedentul la data de 31.12.2017. Punctul 6. Diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunii și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Strada Valea Lucrului, Sabul Albrei. Strada Druța.
de la strada Luptător Vasile Pușcașu până la limita intravilan cu satul Bârsănești, dealul Druța, strada Săuca, de la strada Luptător Vasile Pușcașu până la limita intravilan cu satul Bârsănești, dealul Săuca, strada Rudubenie, de la strada Luptător Vasile Pușcașu până la limita cu intravilanul satului Caraclău, strada Leuta, de la strada Luptător Vasile Pușcașu până la limita intravilanul satului Bârsănești spre dealul Săcătură, strada Salcâmilor, de la strada Luptător Vasile Pușcașu până la intersecția cu strada Ghioceilor, strada Florilor, de la strada Luptător Vasile Pușcașu până la limita cu intravilanul satului Bârsănești, dealul Vedilor, strada Ghioceilor, strada de la strada Luptător Vasile Pușcașu până la intersecția cu strada Salcâmilor, strada Părâul Rusoaice, de la strada Luptător Vasile Pușcașu până la limita cu intravilanul satului Bârsănești, dealul Vărăriei, strada Alunilor, de la strada Vasile Pușcașu, Luptător Vasile Pușcașu până la limita intravilanului satului Bârsănești cu izlazul Jarabeț, strada Progresului, de la strada Luptător Vasile Pușcașu până la limita intravilanului satului Bârsănești spre izlaz Jarabeț, denumit de străzi din satul Albele, strada Erou Emanuel Cioc, de la limita intravilanului cu satul Poiana până la limita intravilanului cu satul Albele spre fundul Fobii, strada Ciocinești, de la strada Erou Emanuel Cioca până la limita intravilanului cu satul Albele spre punctul Laștău, strada Valea Lupului, de la strada Erou Emanuel Cioca până la strada Calea Albele, strada Armoniei, din strada Erou Emanuel Cioca până la limita intravilanului cu satul Albele spre Calea Bisericii, spre strada Bisericii, strada Valea Bisericii, de la strada Erou Emanuel Cioca până la limita intravilanului cu satul Albele spre dealul Rupturii, strada Speranței, de la strada Erou Emanuel Cioca până la limita cu intravilanul satul Albele spre dealul Zebea, strada Păcii, de la strada Erou Emanuel Cioca până la limita cu strada Erou Emanuel Cioca, strada Mioriții, de la strada Erou Emanuel Cioca până la limita intravilan satul Albele cu dealul Mocinilei, tabel prezint denumit de străzi cu satul Brătești, strada Gheorghe Sion, din limita intravilanului satului Brătești spre orașul Târgomna până la limita intravilanului satului Brătești spre dealul Corhan, strada Calea Brăteștiului, de la strada Luptător Vasile Pușcașu până la strada Gheorghe Sion, strada Mesteacă, de la strada Gheorghe Sion până la limita cu intravilanul satului Brătești spre dealul Mesteacă, strada Primăverii, de la strada din strada Gheorghe Sion până la limita cu intravilanul satul Brătești spre dealul Pivniței, strada Emanuel Racoviță, Emil Racoviță, din strada Gheorghe Sion până la limita cu intravilanul satul Brătești spre dealul Curții, strada Mareșal Adelescu, de la strada Gheorghe Sion până la limita cu intravilanul din satul Brătești spre dealul Osoi, strada Erou Constantin Mușa, de la strada Mareșal Adelescu până la strada Gheorghe Sion, strada Care? Găleanu de sus. Dar vreau să zic Patriarh Miroc Post Cristian, de la strada Gheorghe Sion până la strada Patriarh Miron Cristian, strada Vasile Alexandrii, de la strada Gheorghe Sion până la limita intravilanul satul Brătești spre punctul între Păraie, strada Independenței, de la strada Gheorghe Sion până la limita cu intravilanul satul Brătești spre dealul Livezilor, strada Nicolae Piculescu. Strada Nicolae Piculescu, din strada Gheorghe Sion până la strada Gheorghe Sion, strada Zoriu, din strada Gheorghe Sion până la strada Nicolae Piculescu. Nu știu eu, dacă îmi permiteți un pic să intervin. Eu aș propune ca să o și prezint, că am participat în comisie și aș putea să o și prezint exact cum e. Poate unii înțeleg, poate alții nu înțeleg. Dacă mi se permite. Da. Deci, pe satul Brătești, începem de la prima stradă, Gheorghe Sion. Asta este strada principală, care începe de la limita cu orașul Târgu Ocna, zis în vârful Găleanului, și se termină la Ghinea Basilica, acolo sub Corhar, cum spunem. Deci aia e strada... Aici strada principală se cheamă Gheorghe Sion. Strada Calea Brăteștiului este asta care se termină aici la punctul Glodosul și vine până la Troiță.
Am înțeles că este intravilană, nu știu, atunci când am mers la comisia pe teren, nu am parcurs această stradă, deci dacă este intravilană, înseamnă că trebuie să o denumim. Deci, nu știu dacă toate e posibil de la... Păi de asta zic. Centru. Aici cum arată, deci cum ne-ați prezentat la punctul 2 de la Brătești, vine exact de aici, de unde se termină de la Clodosul și până la intrare în Brătești. Da, da. Are un capăt de... Da, și de asta mă uit... Are un pic intravilană. Da, este deja de la... Bun, trecem peste, că urmează să mai stabilim dacă s-a trebuit și numere de locuri, adică număr de imobil. Da, da. Pentru loc, pentru că trebuie ulterior. Da. Strada Primăverii. Strada Mesteacă. Asta e strada care este chiar, începe de acolo, de la vârful Găleanului, se duce spre Pintilie. Da, da. Da. Să da. Strada Primăverii este fost dealul Chimniții. E denumită strada Primăverii. Strada Emil Racoviț este strada care începe de la pod, de la Iancu Botezatu și duce în jos până la Vasile Rusu. Pe pârâu în jos. Am înțeles. Așa, în jos, acolo. A. Strada Mareșal Averescu începe de la Cișmeaua, de la Olaru, așa, și duce până sus la Osoi. La dealul Osoi. Până sus. Da, da, da. Aia. Strada Constantin Mustat începe de la Gelu Pelin și dumneavoastră ați spus o să iasă înapoi în vârful Găleanului. Până la Aurel. Dar n-a stabilit-o. Da, noi am mers până la punctul Popa Aurel, adică până la imobilul Popa Aurel. Ați continuat până în partea cealaltă la vârful Găleanului, ați continuat, am observat. Că ea normal acolo ar fi fost cap de linie, dar văd că ați prelungit-o până acolo și e posibil că este din Travilan. Deși nu știu acum. Avem drumul ADE, deci, dacă știți, domnul primar, cum drumul de exploatare. Nu, nu spuneam, dar n-avem altă denumire. Nu, eu nu m-am spus ca să. Noi am mers până la imobilul Popa Aurel acum. Am mers în concert. Ați fost acolo. Da, am fost acolo. Bun. Stabilit. Strada Patriarh Miron Crisa este din zona bisericii noastre, dealul Curții tot. Deci acolo Miron Cristea. Da. Patriarh Miron Cristea. Acum ar trece pe buletin Miron Cristea. Da. Strada Vasile Alexandrescu, nu-i stai cu Florin, că acolo este. La Bunichești. Da? Și face cot pe ulița Voiculești și o să termină acolo, la Ghinea... La Neasaun. Așa, acolo. A fost Colodian. Strada Independenței este strada unde se denumea Holbea. Da. Strada Nicolae Titulescu este începe de la imobil Popa Vasile. Și merge pe la Anghilești, pe acolo, se termină la Neafănică Anghilescu. Pe uliță. Pe uliță și este în partea asta, la Ghinea Basilică. Da, pe acolo, este la Ghinea Basilică. Partea aia acolo. Vine până la Vață de Schema sau cam așa, umblă Popa Vânzat? Nu, nu știu. Până acolo vine strada Nicolae Titulescu. Iar strada Zorilor este aia în Istenia Costică Rusu. De la Ion Anghilescu, care vine. Asta este cu satul Brătești. Mulțumesc că am terminat-o. Da, mai dorește cineva? Domnul Brătești. Păi, îl prezentăm care acolo. Nu mai vreau să mai citească și gelul și noi îmi vota. Ăla se citească gelul și noi știm despre ce-i vorba. Lasă-mi, domnul Brătești. V-am spus toate. Lasă-mi pentru oameni, nu pentru noi. Pentru oameni, nu pentru noi. Ascultă cineva, tocmai de asta. Și așa o să-mi discuție destule prin mașină. Strada Caleonești, de la intrare din stadiul la Cruce până la stația de la Cocoș. Strada Stadionului, de la Cocoș, drumul spre Băsene. Și aici vreau să facem o observație. Prima dată noi am trecut calea Băsene, dar datorită faptului că Băsănești a fost rușine să treacă calea Caraclău, dacă Oneștiului nu a fost rușine să treacă calea Caraclău, Băsănești a fost. Atunci am modificat și noi și am trecut. Apoi strada Mihai Eminescu, din stația de la autobuz, ultima stație de la Cucoș, până la capătul satului, până la fostul Ceapeu. Apoi strada Plopilor, la Nelu Andrieș. Acolo vorbesc pentru cei din Caraclău, ca să înțeleagă, ca să știi. Vorbiți pentru toți, domnule, nu numai pentru cei din Caraclău. Da. Dar știi mai puțin oameni. Noi vorbim de, ca să știi când întreabă și prima așa. Se de la Mihaelă Ioan Zescuiu până la Andrinia Șnerul. Neroș. Strada Straja, de la Dobre Cătălin de acolo până sus la Leca Gheorghe. Strada Redului,
de la Vasile Mașala până la Leca Fănică. Strada sau Câmilor. Este de la Cristea, cum o Cristea, Surgiu? De jos, de la Vișan, de la, la Vișan, de acolo, tot până, până la Dobra. Strada Eternității, de la Cimitir până la familia Mititiu, Clopotaru, mai multe mai de acolo. Strada Valea Bisericii, de la Reșnie Nicușor până la David Gheorghe. Strada Brunilor. Băi, de la biserică. De la Roșca. De la Roșca. Roșca, Andrei și Ioan. Strada Brunilor, la Chiua. Strada Ion Creangă, strada care duce, străducea ce duce la școală, ce duce la intrarea școlii. Strada Salcii, la Sveta Gică, intrarea de la Sveta Gică. Strada Mănăstirii, din stația de autobuz, ia până la Mănăstirii. Ia de acolo. La cine? Mai citește, dar cum scrie acolo? Din Calea Unești până la Mănăstirii. Strada care? Mănăstirii. Mănăstirii. E mână sau mână? Acum lasă, mă facem job acum. Păi da, uite că după aia... Mănăstirii, ce vrei? Am văzut că e Mănăstirii și trebuie Mănăstirii de aia. Mănăstirii. E Mănăstirii, băi. Păi cu ăla. Mănăstirea Caragula. Și acolo e greșit cu ăla. Dar cum să nu? De-aia modifică să nu. Am citit eu greșit. Strada Vasile, Vasile Alexandrii, de la Sandu Gavrilu până la Bocăneț, strada Poion, Poet Ion Chiriac, de la Petrache Mihăilă până la Vasilea Ioane, strada Fântânii, la Roșca Costică, la magazin de la Culbec, până la Mișca, până la Mișca, în care e strada Slatinii, de la Pod, de la Stanion, până, până la, sau, la ultima casă, la Mișca, la deci, așa. Iar strada Heleștiu, din strada Slatina, ceea ce duce spre Straja. Cum se zice pe mai doreți cineva să ia cuvântul? Nu, deci conexia este la Mănăstirea. Da. Și nu Mănăstirea. Am văzut că am citit eu greșesc. Nu, nu, nu. E scris și. Propunerea privind denumirea proiectului de hotărâre s-a aprobat. Împotrivă? Abțineți? S-a aprobat propunerea de hotărâre. Expunerea de motive la primul proiect de hotărâre solicitat de adoptare unei hotărâri de Consiliul Local privind excluderea din asociația de dezvoltare intercomunitară de salubrizare la Bacău a orașului Comăneci. Din adresa numărul 557 din 703-2018 a din Bacău, registrată la Primăria Vârstănescu, numărul 851 din 803-2018, a solicitat adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local privind excluderea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Bacău a orașului Comănești, motivată de adoptarea de către Consiliul Local al orașului Comănești a hotărârii numărul 3 din 301-2018, privind hotărârea anterior indicată, Consiliul Local Comănești a aprobat un alt contract de concesiune pentru delegarea serviciului de operare, instalații, deșeuri municipale în județul Bacău, decât cel rezultat ca urmare a desfășurării și finalizării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare, instalații, deșeuri municipale. Municipale în județul Bacău, aprobat de toate celelalte unități administrativ-teritoriale din județul Bacău. Subliniem că varianta finală a contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare în instalații deșeuri municipale în județul Bacău, care trebuie aprobată de Consiliul Local al orașului Comănești, este rezultatul finalizării unei proceduri de atribuire inițiată prin licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de concesionare cu obiectiv
obiectivul de legare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare instalat de deșeuri în dreptul Bacău, organizată și desfășurată de către ADIS Bacău în calitate de autoritate contractată, în baza mandatului acordat în acest sens de toate unitățile administrative teritoriale din județul Bacău prin autorităților deliberative, inclusiv de Consiliul Local Comănești, prin hotărârea numărul 55 din 30.04.2014. Aprobarea hotărârii Consiliului Local Comănești, numărul 3 din 2018, prin care se modifică articolul 18 din contract, și se mandatează reprezentantul orașului Comunei să voteze în cadrul adunării generale a ADIS Bacău aprobarea celor prevăzute în hotărâri, se împuternicește ADIS Bacău ca în numele și pe seama orașului Comunei să încheie contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău în condițiile stipulate în hotărâri și se aprobă virarea taxei speciale de salubritate de către operatorul SC Eco Valea Muntelui Comănești încalcă contractul de concesionare ce urmează să fie încheiat de ADIS Bacău în numele și pe seama membru cu operatorul desemnat câștigător al licitației publice în care interzice explicit la articolul 18 aliniatul 4 orice relație directă între operatorii de colectare și transport deșeuri municipale în orașul și operatorul de instalații pentru deșeurile municipale provenite de la organizatorii casă. În concesionarea celor expuse mai sus, singura opțiune rămasă pentru rezolvarea acestei probleme este excluderea din Asociația Orașului Comunești și pe cele de intervință modificarea faptului constituit al statului asociației în acest sens. Față de cele anterior menționate, propun spre aprobare proiectul de hotărâre solicitată adoptarea unei hotărâri de Consiliul Local privind excluderea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubritate Bacău al orașului Comănești. Haideți, dați cuvântul doamna președintă, da. Vreau să doar să întreb ceva. Da. Aș vrea să explicați cu înțelesul și celor care ne ascultă ce înseamnă excluderea Comănești Român. Și motivele. Da. Pentru că din expunerea din motivii și asta nu se înțelege. Absolut. Eu am înțeles, eu știu ce înseamnă excluderea Comănești, am participat la mai multe ședințe, știu de ce e vorba, dar vreau să le spun și lor motivul. Și după aia am să vă spun eu alt lucru. Dar scrie domnul. Scrie, ok. Deci, când dacă dumneavoastră. Dânsii au implementat, dacă nu au contract, ci că au semnat un contract. Dânsii din 2010 au implementat un proiect. Înainte de 2007. Ce vreme din proiect? Haideți să vă spun eu pe cuvinte ca să înțelegi. Deci, în 2007 ei au obținut, au făcut serviciul de salubrizare prin fonduri FAR. Au obținut mașină, au deschis o mică groapă la ei acolo, care nu mai e operativă. Deci ei au transportă tot la Bacău. În momentul când, în 2010, când s-a constituit Asociația ADIS, ei s-au gândit că perioada lor de asta era de 10 ani. 2000, deci 2007 au obținut fondurile, 2008 au început activitatea, în 2018 se termină. În momentul ăla ei au zis că aderă și ei la ADIS, că din 2018 se intră normal, cum suntem și noi. Domnul Vice, da. Vă contrazic, în 2010 s-a votat pentru 22 de ani, până în 2032 avem. Nu, vorbim de Comănești. Vorbim de ce au obținut ei fondurile. Da. Așa. Au mers cu, până în 2014, când s-a votat ultima, au mers pe același client, pe același operator, pe același tot. Din 2014, ei au început să se dea înapoi. Înțelegeți? Ei, acum, din 2017, când trebuie să intri pe selectiv cu operatorul EcoSuglu și cu tot, ei nu mai sunt de acord. Ei au votat pe altcineva. Ce se întâmplă? Asociația, dacă nu are majoritate totală, că așa au fost făcut statutul, nu poate să bage EcoSuglu. De ce EcoSuglu? Știu foarte bine, că am discutat la ședința trecută și ei au fost foarte vehement. Știu foarte bine. Da, da. Ei, și ei de asta cer excluderea Comăneștiului ca să poată intra operatorul. Deci, el numai prin excluderea lui, atât se poate să-și... Deci, la ședința de care a fost, da. Eu am spus-o clar. Da. Deci, ca să delegi gestiunea de la o societate la altă societate, în primul rând trebuie să respecti contractul cap, da. Nu? Da. Am însemnat în 2010 până în 2032. Bun, de acord. Pe acea perioadă pot să deleg în contract. Da. Da. Noi când am votat acum la ședința trecută, noi am votat încă pe 20 de ani de acum încolo, deși depășim mult termenul limită a contractului inițial.
nu este corect. Dar bine, asta a fost ceea ce am votat luna trecută. Mă rog, sau voi proiectul a trecut, asta e situația. Dar nu este corectă această situație în sine. Nu este corectă. Pentru că trebuia să-mi calculeze de la 2018 până în 2032, mai am 12 ani. Nu trebuia să prelungesc contractul 20 de ani din 2018. Nu trebuia. Ei, eu m-am interesat un pic după ce am avut discuția și ei au spus așa, dacă toate mergeau ca lumea și EcoSud-ul, deci nu era procesul cu gropile astea selective făcute prin fonduri fare, trebuia să... Nu EcoSud-ul. Care era atunci, nu știu. Asta știți ce este? Este o prelungire. Este o prelungire tacită de contract. Vă spun eu, cam asta se urmărește. Este o prelungire tacită din contract care a fost încheiat inițial din 2010 până în 2032. Iar acum cu 20 de ani s-o cotiți din 2018 20 de ani când vine. Și o să vedeți. Este o prelungire tacită din contract. Ceea ce nu este corect. Asta e toată situația. Noi atât așa trebuia să votăm și adisul. Așa trebuia să ne spunem. Mergem contractul inițial din 2018 până în 2032. Mai am 12 ani. De acolo ne dă dreptul legea să încheiem contractul cine vrem de la finele contractului. Ori asta, v-ați zis, este o chestiune tacită așa pe sub masă și ne ducem până prin 2040. Și firmele respective, într-un fel, să știți, eu o consider ca și un fel de concurență neloială, sincer vă spun. Eu așa, din punctul meu de vedere, așa o consider. Și probabil că Mănăștiu ei, cum ați spus, a fost inițial, au început cu un operator, au încercat să vină cu al doilea operator, acum nu le mai pot vine. Probabil. S-a ajuns situația asta, dar vedeți, nu se explică bine. Asta e situația. Da, mersi, am zis. Cam asta este. Sau nu am înțeles. Da, legate tot de gunoi, la vremea de trecută, să... Haideți să aducem un reprezentant al lor, să discutăm cu intratul pe stres, pe rest. Pentru că la sfârșit de an, iar o să vină să zică că nu am plătit, dar am reușit acoperi suma. Oamenii au văzut că sunt eficienți, că nu s-a luat noi și fac scandal. Nu o să plătească. Și măcar să stăm de vorbă cu ei, să vedem. Nu am stat de vorbă cu ei. Mi-au pus un nas. Atâta timp cât drumul este accesibil, eu pot intra. Creați-mi drum și eu intru pe orice strădă. Adică mașina pompierilor care intră, intră. Nu intră. Ea întreabă ce am, cine a fost. A fost cu mine cineva de aici? Nu, e nimeni. Ce am pus gel? Ce am pățit aici pe uliță? Am adus două tractoare de la Ilie Mihai Europa, le-au ajutat și pe vot. Păi era și cu un mare. Ce să fac? O intra, o derapasă, o să îngream. Și o mașină e foarte grele. Poate mașină aia? Da. Păi da, eu nu încă la fivese totuși, ar trebui să treci pe la șapte. Și acum are 40 și încă cacată. Da, dar pompierul ce se întâmplă? El intră o dată, ăsta intră zi de zi. Zi de zi, odată pe săptămână. Și nu intră, că mașinile sunt noi, sunt în garaj. Nu ce am zis, mai puțin, nu stau. Nu răsoamnă tot cu noi. Nu răsoamnă tot cu noi. Eu m-am trezit, dar trecut cu containerul un sfert lăsat. Vă spun și cu gunoi. Noi ar trebui, noi, dacă am fi niște oameni gospodari, să punem un săculeț. Ce se întâmplă cu noi? Noi îl punem acolo, el se bate, el nu îl ridică cu mâna. El îl pune în aparatul ăla, lobascul ăla, dă containerul în spate și îl ridică. Și s-a întâmplat și la mine. Și acum am învățat, eu pun un sac. Și eu, și am pus pungă și de bine acum și acum mai noi azi are noi. Eu cu pungă, ne fiind acolo. Deci nu bagă, dar nu bagă mâna. Deci asta nu o bagă. O mică intervenție vreau și-o la acest lucru. Am pus să pungă și a rămas pungă acolo cu tot cu gunoi. Ei, basculează și cum așa, le-am așa. Ați văzut cum merge? Un picuț vreau să intervin și eu puțin aici la salubritate. Ultima săptămână din februarie nu s-a ridicat gunoiul. Cel puțin în satul Brătești. Da, nu cu tot, a fost zăpada mare. Bun, sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă primar. Un singur lucru vreau, sau cel puțin, luați legătura și discutați cu ei, că ei măcar nici nu știu să acopere în hârtii. Au depus vreo notificare că nu pot veni? Da. Au depus notificare? Notificare, da. Atunci înseamnă că sunt acoperiți. Da, ei nu pun că nu pot veni. Notificarea scrie așa, din cauza condițiilor meteo. Și a drumurilor impracticabile, nu ne putem deplasa pe următoarele zone. Scrie și zona unde... Numai puțin. La nivel de Consiliul Județean, a fost blocat drumul județean 106, a fost declarat blocat? Nu știu asta. Nu, atunci înseamnă că trebuia să vină. Dar el a venit în Brătești. Vă spun în Brătești, da. Vă spun în Brătești, a fost până în Brătești. Nu, era sfântat. A, sau până în sus, da. De acolo ne-a sunat, dar nu ai pot înainta. Asta zic, măcar să se facă o notificare. Pentru că condițiile astea, deci noi am mai discutat. Bun, acum să spunem că am fost aceste intemperii, mă rog, zăpezi,
greu, adică și drumul e greu accesibil. Dar măcar să se informeze cât de cât. Da. Cetățenii, da? Asta ar fi intervenția. Atât. Da, la da, de exemplu, azi au luat pe nu, au e fost caz care... Nu știu, eu plătesc săptămânal, trebuie să vin la săptămânal. Nu, nu mă interesează. Adică eu, tot cetățenii comuni da. Plătesc săptămânal. Da. Nu mă interesează că vrea ei de două, nu. Noi am plătit. Dacă nu, să trecem la altă da, a spus, contract. V-a spus, e imediat nemotivizat. Dacă să din cauza drumurilor noastre, nu poate intra. Am înțeles. Și, așa facă, și să se facă notificări, dar trebuie să țină, trebuie să fie în concordanță și cu anunțurile meteo, da? Să nu am drum blocat. Dacă am drum blocat declarat, da, sunt de acord. Dacă nu am drum de, blocat, cum poți să spui că nu vii? Adică autobuzele toate în circulă, totul ăsta, da, nu spui că nu poți. Acum, știți la Bătești, în curba aia, știți acolo? Știu, sunt depune troiene, știu. Depune troiene. Și nu mai știu acolo. Eu am zis așa ca o idee, să se facă notificare, ca să fie... Am fost aici, am fost până acolo. Să nu ne trezi după aia că... Bun, atât, nu mai e. Supuneți la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Lasă-mă mai șansă. Dar nu vorbesc eu cu dumneavoastră. Dar cu cine vorbea? Președinte. Da. Deci am votat împotriva. Asta e problema mea. Nu se votez împotriva. Deci și cum nu știu. Deci, sunt prezent. Deci, problema mea. Aici sunt prezente și la bani nu sunt... Nu sunt prezente. Asta e. Se limiteți la cel care nu știu de acolo să-i dea. Și era respectat dumneavoastră eventual. Deci am luat totul tot? Trecem la următorul punct, care e cuvântul domnul primar. Expunere de motive la proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității pe anul 2018, precum și în sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărire și întreținere a localității. Doamnelor și domnilor consilieri, buna gospodărire a unei localități reprezintă obligație a autorităților publice locale și a locuitorilor ei. Ordonanța Guvernului numărul 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată prin legea numărul 515 din același an, stabilește cadrul general în care pot fi încadrate obligațiile și răspunderile autorităților publice, instituțiilor publice, agenților economici și a cetățenilor. Prin proiectul propus de stabilirea perioadei 1 aprilie 15 mai, ca fiind perioada curățenii, precum și o reglementare mai detaliată a obligațiilor și răspunderilor persoanelor fizice și juridice, scopul fiind acela de a determina și stimula întreținerea în comună a unui climat civilizat de conviețuire. Cine dorește da. Am să încerc să iau cuvântul, dacă nu mai ești bine. Da, nu e o problemă, da. O să le vedem. O punem la... Avem proiectul ăsta acum cu un fel de curățenie. Cuvântul este următoare. A rugat săptămâna Pomeroșanu. Începând de la magazin de la Claudiu Granu. Până la Platinul 4. Eu fost drumul. Vă rog frumos să luați măsuri, că dacă nu, anunț eu medic. Deci nu se mai poate. Nu putem merge pe drum ca niște animale. Care are animale sau are probleme, nu are unde să descarce fosele, descurce. Nu e obligat nimeni să suporte mizeria lor. Așa e cerul. Ca să nu mai spun. De la la cioamă, pe partea dreaptă, în partea cealaltă, până în prâu. Aceeași problemă. Toată lumea la drum. Nu se poate. Plus că e ceva vizibil. La fel, iese în drum, nu se mai scurge nici cu șansă. Nici măcar nu au bunul simț să-și curge cu șansă. Ca să aibă cel puțin apa unde se ducă. Deci vă rog frumos. Am trecut, am încercat. Am băgat bundul cât s-a putut ca să ajungă până în mare, dar... Deci, nu spun nimic.
Deci după faptul că dai apa, cum o dai, lași, dar animale scurt în drum, că nu te interesează, nici n-ai bunul simt măcar să scurți șansă să ducă apa la vacă. Deci, vă rog eu frumos. Dacă nu, eu v-am zis, săptămâna care vine, dacă nu se ia măsuri, eu nu ți-o merg. Da. Deci eu o să pun în discuție punctul 1 de la acest plan de măsuri, respectiv întreținerea și repararea străzilor și drumurilor. Mă acces pe punctul 7 de la, ce zice, în capitolul 1. Da. Spunești păstrarea aspectului corespunzător al autovehiculor, asta mai mult sau mai puțin. Interesează curățarea vehiculor și curățarea la intrare pe drumurile publice. Această teză, că e practic o teză, teza 2 din acest punct, ar trebui eliminată, domnul primar. Pentru că și așa nu curăță nimeni. Ar trebui la fiecare imagine să avem o stație. Așa. Asta este de primul plan. În al doilea plan, adică în a doua situație, am studiat un picuț legea, ordonanța de guvern 35/2002 și regulamentul Consiliului Local Vârsănești. Am văzut că nu cade în atribuțiunea Consiliului Local să fie responsabil pentru aceste activități. Nu cade în atribuțiile Consiliului Local. Am și la mine legislație. O pot citi, dacă doriți. Nu pe care responsabilitate. Așa scrie aici. Am rubrica responsabilități. Da, adică responsabilitatea Consiliului Local este să aprobe proiecte hotărâri. Nu este menționat așa în acest proiect. Cam asta se înțelege. Prin hotărâre de Consiliul Local se reglementează niște situații. Deci, doamna secretară, aici puțin o să vă contrazic. Deci eu am lucrat cu foarte multe planuri de măsuri în activitatea mea. Deci în momentul în care nu se respectă o măsură trecută acolo, nu Consiliul Local este responsabil. Greșiți. De ce? Spun, da. El și-a făcut datoria pentru că s-a aprobat un proiect de hotărâre în sensul ăsta. Asta oricum este atribut exclusiv al Consiliului dacă votează sau nu. Asta se va vedea la promulgarea proiectului sau nu. Asta problema este alta aici. Aici, la finalul acestor anexe, avem sancțiuni. Sancțiunile se dau în baza acestor planuri de măsuri. Consiliul Local nu are atribuție directă sau nu are responsabilitate directă în aceste activități. Nu are, nu are. Eu am uitat și în lege. Deci doar primăria. Primarul este, cu aparatul din subordinea primarului, este autoritatea executivă a permiteți. Este autoritatea executivă a localității. Noi suntem autoritatea deliberativă, doamna secretară. Că vine și hotărârea, dacă el o propune. Cine o apără? Consiliul Local o adoptă. Dar nu, dar aici este altceva. Aici sunt responsabilități. Vă rog, urmăriți... Deci proiectul aprobă Consiliul Local. Are trei coloane. Are obiectivul, are termenul și responsabilități. Că așa se face un plan de măsuri. Așa este, într-adevăr. Cu termen și responsabilități. Ori aceste responsabilități nu cadă ca în sarcina consilierilor. Nu, deci. Este aparatul de specialitate al primarului care este for executiv la nivel local. Uitați, mai întrebați de asta. Noi suntem, ca și instituție, suntem pe raport de egalitate. Noi nu ne subordonăm primarul, nici primarul nou, dar ca și măsuri de acțiune. Deci primarul și aparatul de specialitate este for executiv. Atât am avut de spus. Eu am tot dedicat mereu problema șanțelor astea în extravilan. Sunt pline tot timpul. Haideți măcar o dată pe lună să ducem cei de la asistență socială, să luăm de la intrare, în sat de la, de acolo, de la, de la proiecte. Trebuie să luăm numai de jos. Nici acolo nu are ce să facă. Și cu pavazarea, altă problemă. Tot am zis mereu, haideți să facem pavazarea, să-i tot atenționăm pe oameni, că dacă se izbește mereu, dacă punem două afișe într-o satul, le-o rup și-l degeam. Punem la un număr de case, tot punem cu curățenie și cu obligațiile și sancțiunile care se impun. La Vârsănești am trimis din poartă în poartă. Deci a intrat Poliția Comunitară, dacă v-ați spus, un an și la Vârsănești, din poartă în poartă. 10% au înțeles care e situația. 90% i-a dorut la pasă. Să vii primăria să. Păi nu, primăria să vină să-i sancționeze după aia. Nu se poate.
Nu ăștia de la școală social. Deci voi ăștia iau bani. Stația de autobuz, toată partea școlii până în divane, la voi. Pe urmă aici am pus camere de vedere. Haideți să vedem. Cine tot face mizerea în stația de autobuz? E jar în ceva. Un copil, i-am văzut care. Da, hai să-i luăm, să sancționăm un părinte de acolo și să vedem dacă mai face după aia. Păi am pus camera, am investim atât, dar și în camere degeaba. Da. Cu o șora l-a rupt. Stația cu spate. Cu căză cu pară, nu știu, nu erau camere. Au scris peste tot, dar urma prostii ce-i scris acolo. Haideți să te duc cine e tot anumit. Numai pe doamne de bine, mai e ușor. Ce-i șapte de casă, mă? În aplicare ca să... Au, să acționăm pe unul, dar trebuie să vezi, după aia să se sperie toți. Așa, ne-ai propus cu școala altfel, ca să vină copiii de la școală sau de la devenise când vin. Dar cu ce-ți vină voastră pe ei, doamnă? Să vină să fie urmări cu noi. Tot am da, e asta. Deci de la școală tot drumul și mă așa de la asta. Nu să-l încarcă pe el și când ieși la școală, tot drumul și mă așa de la da. Și nu mă pungi și astea... Veniți în șanț la mine să vedeți la poartă câte am strâns. Sunt bătut numai cu tine bine. Asta nu mai vezi. Vedeți la copii. Nu vedeți la copii. Vreți să vedeți? Da, vă rog, nu. Nu puteam să-i scot. Dar am spus la urmă de ceva care n-am fost. La anume fără ședință. Dacă sunt băutate, suntem în deale. Ce și-am spus, nu? Da. Lucrul ăsta. După aia mai este o problemă cu vecinii care dau foc la gunoaie. Da, da. Deci am avut ca nu dau nume de persoana respectivă, de dimineața de la ora 8, dar seara era ceasul 8 și ieșea fundii, cred că o ajuns și la tine, sigur, că nu se putea altfel. Eu m-am întâmplit cu greutatea asta din cel puțin două în două zile. Haideți să punem un afiș, să te iau dată pe săptămână, să facă ceva, eu sunt mini, s-a spus, dar nu așa la cei eu le-am spus la toți, le-am spus la toți, bă, ai animale, ai la ce să dai foc, pune-o că nu să-și duă la tarla. Că majoritatea mi îmi spune mie acum, eu nu dau vreo că dau foc la bitoarii în grădină. Nu un pic, domnul Vice. Măcar să dea într-un capăt unde să mă deranjeze pe cine el dă în spatele casei lui și dă în fața casei mele. Eu și la mine aceeași probleme cu Zicul Bocănescu chiar și dau cu și rămâne în zonă. Eu îi dau, nu am treabă pe persoană fizică. Era să fie de ce să facă focul, că era să facă, nu vine. Să faci un suscătură. Ăsta văd că Nicu înțeles sau Dișan, ăla nu mai dă. Da, din coală, și o problemă ar fi, sunt case, iarăși mă repete, la aia corbului, care nu lucrește nimeni. Oamenii ăia care plătesc impozii, că îți plătesc impozii pentru da, să vină să-și tai pomii, ți-am explicat, acolo. Să vină să facă ceva, că nu putem să tăiem frunze, da, vine acum și începe cu frunze, la tantele am pe tracheria, că eu tăiat mama, are niște plăteam. Dar ce am pățit cu mălinul Țenț. Da, după care și mie erau, că era frumos. Da, dar sunt știnat, că nu era, de asta l-am tăiat. Dar eu l-am tăiat lui, ci a fost lui, el. Așa și tot cu curățenia, dar am vorbit la început, fiindcă am venit mai devreme astăzi, cu o oră jumătate, două. Am vorbit cu domnul primar și cu domnul vice despre balast, mai trebuie balast pe Valea Corpului și... Trebuie în tot comună. Măcar în unele locuri acolo. Până nu se oprește apa, n-ai ce faci. Da. Până când nu se trage apa în colț, degeaba. Dar nu-i călcare, se bagă... Că pământul fiind mibat, el e moale, în momentul pe aproape duce la fund, el pământul iese de asupra. Și revenind la comentariul care l-am făcut mai devreme, într-adevăr îmi cer scuze, m-am uitat și eu pe... Facebook, rămâne strada Mănăstirii.
Mănăstire, da. Sunteți de acord cu mine, doamna Gămană, așa? Da. Vă mulțumesc. Nu, mie mi s-a atras atenția de către cineva și am vrut să specific. Da, și când am studiat... Deci poate în interiorul, da. Să zicem, biserici, și în bor, ca să spun, în bor. Nu, v-ați contrat. Ei folosesc termenul mănăstire. Mănăstire, cred că e un accent mai mult. Nu știu. Deci se folosește, da. Dar probabil așa zic așa, ca un cuvânt de ordine interioară. Dar în Dex, deci mare explicativ al limbii românii, scriu așa și deci în Dex, în 1939, era în mănăstire, iar de atunci încoace s-a revenit la mănăstire. Da. De fapt, este, dacă ați observat, scrie mănăstire, mănăstire. Deci e cam așa la lucru. E o chestie din nuanță. Era centru moldovenesc de asta. Păi da, și noi suntem în moldovenesc. Suntem moldovenesc în România. Da. Și ne scriviește Odeanu? Dar cine mai știe de România? De la Dan și Eva? Da. Odeanu-s România. Mai noi știu de la Chiapul Domnul? La Divers. Supun ce e proiectul de hotărâre pe programul de măsuri, ce este pentru? Împotrivă? Abține? S-a votat punctul 3, pe tema punctul 4, are cuvântul confirmat. Expunerea de motivii pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici și aprobarea de la bugetul local pentru obiectivul de investiții, lucrări de întreținere și reparații la drum de ce cu drumul comunal 153, Bucănești, Comuna Bucănești, Județul Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere necesitatea realizării cât mai urgente a reparațiilor Petronsonul, drumul local de G153, prevederile în hotărârii Guvernului numărul 22/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și structurii de elaborarea devizului general pentru obiectivele investiții și lucrări de investiții republicată cu prevederile articolul 36, aliniatul 2, litera C și D, aliniatul 4, litera C din legea administrației publice locale numărul 215 pe 2001, republicată cu modificările și comentările ulterioare. Proiectul de investiții, lucrări de întreținere și reparații drum comunal 153, Comuna Bucănești, Județul Bacău. Acest drum face legătura cu DN11 și drumul județean de 116. Asigură legătura cu orașul Onești pentru cetățenii satului Caraclău și cu centrul de comună. Luând în considerare proiectul întocmit de către Real Fonds Finance, SRL Bacău și de viziul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții, lucrări de întreținere și reparații drum comunal 153, Comuna Bucănești, Județul Bacău, în baza devizului general întocmit în conformitate cu hotărârea Guvernului numărul 28 pe 2008, defalcat pe obiective categorii de cheltuieli, rezultă suma de 1.554.461,82 de lei, inclusiv TVA, din care C plus M 1.191.661,19 lei, inclusiv TVA, față de cele prezentate, vă supun atenției, analizei și aprobării proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării de la bugetul local din excedentul la data de 31.12.2017. Încă ea la cuvânt? Nu, da. Pe perioada din urmă s-a tot discutat legătură cu aceste cereri în bugetar, care, nu știu, la momentul respectiv, cât este? 28 și ceva. Da, a fost doar la nivel de discuție, majoritatea din colegi m-au susținut și cred că este ceva normal, că trebuia prins, în primul rând, și situația drumului din Anzi. Știm clar că prin toate aceste proiecte, PNDL, pe sau... Da, nu v-aș ruga să respectați, da, și să ascultați. Mulțumesc. Nu o să ne încadrăm niciodată ca să facă la un drum, pentru că nu o să facem punctajul necesar sau ceea ce cere legea. Am sperat, dar se pare, deși o parte din colegi m-a atenționat, nu dau nume acum, că nu o să ajungă niciun leu din excedentul respectiv, pentru că ești deja sunt repartizați, să se țină cont și să primim și noi o speranță că
după ani de zile să avem măcar și noi interiorul satului făcut de 2 km și ceva. Se pare că doar ei sunt amăgiri și dacă acum excedentul bugetar o să ducă către altceva, nu o să mai fie șanse pentru albele niciodată să facă asfalt. Nu se poate. Deci dacă acum acel drum se repară, deci Caracalul beneficiază de ani de zile de asfalt și toate celelalte comuni, sate din comună beneficiază de asfalt, cred că era și moral și etic sau cum vreți dumneavoastră să o luați, ca acest excedent bugetar să vină către satul Albele pentru a reuși măcar parțial să facă și în Albele o bucățică de asfalt. Deci dacă până acum am acoperit, adică am acoperit, pentru că am avut discuția cu oameni și am spus, domnule, nu sunt bani, haideți, încercăm, căutăm proiecte, acum este clar că nu este voință sau să nu zic rea voință din partea autorităților pentru a se face lucrul acesta. Altfel nu pot să interpretez. Și noi suntem plătitori de taxe, ne achităm de toate taxele către așa, dar spre Albele, din păcate, foarte puțin sau chiar deloc, se întoarcă de către noi, către ei. Să se facă ceva investiții sau să simtă și omul că nu plătește taxele respective degeaba. Da, deci ce să zic, acum apelez la colegi, sper, moral fiind, și eu voi cere să nu se voteze acest proiect. Atât. Da, și eu vreau să iau cuvântul și încă mai. Având în vedere că celelalte sate au beneficiat de-a lungul timpului. Satul Bărsănești a avut noroc să fie de-a lungul drumului județean, are asfalt, s-a refăcut covorul asfaltic în 2008, a urmat satul Caraclău, în 2009 s-a făcut investiția asfaltare de 60 de miliarde, satul Brătești, 50 ceva de miliarde, investiții în curs de desfășurare, mai e ceva. Acum ne așteptam și noi să ne vine rândul și noi și la satul Albele. Deci, practic, am stat și noi la rând, fiind mai puțin, satul mai micuț, s-au prioritizat. Erau mai mulți în alte sate. Acum, practic, am venit și noi, am ajuns la Teșghea să ne se dea și nouă. Și dumneavoastră ne dați și tu până ne trimiteți la capturându-l, să mai așteptăm o dată, să ia din nou Caraclou la rând, să vedem în alte părți ce mai ieși, nimic nu vreți să faceți pentru satul altul. Deci aici nu depindeam de n-ajung bani, să nu ne aprobă PNDL-ul, nu... Dar era singura șansă. Guvern. Era singura, deci altă șansă nu mai există. Nu mai există altă șansă. Din excedentul ăsta, asta e prima tranșă ca o deschidere la Pucăr. Acolo o să fie mai mult neprevăzut, o să fie probleme pe parcursul execuției și o să ducă și restul banilor ca să acoperesc termenii. Deci, singura șansă ar fi să faceți totuși chestia asta pentru satul Albele, care nu beneficia de nimic. Asta e părerea mea. Și acolo sunt plătitori de taxe și impozite acolo. Acolo s-a venit la resurs. Hai la păduri, hai aducem oile, tu ești izlaz, la resurs, dar restul. Păi, luând-o așa, pisat în celălalt, înseamnă că trebuia făcut și până acum, ca clasele astea A, B și C de impozite. Deci sunt clase de grile, de impozitare. Deci toți plătim la prima grilă. Deci nu poate exista grila B dacă nu exista. Înțelegeți? Și noi toți suntem la prima grilă, pe aceeași scară de impozitare, aceleași taxe și impozite la aceeași valoare. Deci părerea mea e să gândim să fim cât uși de cât corecți. Asta ar fi o singură șansă care s-a revin. După aia, dincolo să mai pot repara și după aceea. Că dacă îi spuneți că stai urgent, acolo niciodată nu mai vin nimic. Calma. Aveți.
completeze ce spun colegii. În primul rând, ar fi trebuit să în expunere de motive, să ne dați mai concret, efectiv, care ar fi fost motivul care a dus la această decizie. Nu prea este explicat, doar atâta că se face legătura. Dar, într-adevăr, este un drum important și Caraclău este. Ar trebui să faceți, ne expuneți mai amănunțit puțin situația cu acel drum. Da, ați văzut acum ce bine, eu știu în genere, eu știu ce este, știu și acolo ce este. Nici cu Caraclău, nu. Pe partea cealaltă, domn primar și colegii de și consilier care reprezintă satul Ardeal, numai că toți trebuie să reprezentăm, nu numai colegii din Ardeal, toți trebuie să reprezentăm. Au dreptul și ei. Într-adevăr, noi ne bucurăm, cei din Brătești ne bucurăm că am intrat prin programul PNDL-ul. Nu știu Caraclău pe care program a fost făcut, nu știu în drumul județean la fel cu care a fost făcut, dar ar fi trebuit să ținem cont și de colegii noștri sau și de cetățenii din satul Arbri, că eu v-am explicat la toate ședințele, ei încă umblă în cizme. Nu zic că și pe unele ulițe din celelalte sate. Păi de asta și celelalte sate mai sunt ulițe care sunt mai umblă încă cizme. Mai așteptăm poate să vor mai extinde anumite proiecte, dar Albele este cel mai defavorizat din punct de vedere al infrastructurii și multe alte aspecte. Atât. Vă mulțumesc. Da. Spune-o că eu sunt scurt. Da, dacă mi-am dus bine aminte, la o parte din ședințele de urmă, când am fost discuții de chestia asta, am spus, și eu mai zis spun acum iar, că la Albele, până nu se repară podurile, nu putem face nimic. Una nu. Eu, și dacă vă aștept aminte, tot în ședințe am discutat, am spus așa, facem drumul Caraclăului, iar diferența facem podurile la Albele. Așa mi-am zis și eu. Am spus asta, da? Asta vreau să... Problema e că dacă e 15 miliarde la Caraclău, 10 miliarde, noi cu 10 miliarde putem face ambele poduri la ambele. Deci nu numai podul de la Moara de acolo, cum se spune, și ăsta la Odese, compromis. Vă spun că aici, dacă ar fi să obținem acum să mergem pentru autorizații pentru asfalt, nu ne-o dă. Din cauza că podul ăla este afectat. Deci, Ioane, va da, am fost că ne-am băgat sub el. Deci podul ăla trebuie făcut. Și de asta, eu zic, dacă banii, cum spune Vasile, că se împărțim egal, hai totuși, împărțitul egal, nu facem nimic. Ne apucăm exact vorba românului și ne pur și cap și nu facem nimic. Toți sunt banii grămadă. Terminăm aici, terminăm podurile. Imposibil să nu vină. Sunt programe, sunt 7-2, apare iar PNDL-ul, apare... Îmi garantați dumneavoastră că până în câțiva ani o să faci Albele, uite, să o filmează aici. Ce s-a aprobat, doamnă? Ce s-a aprobat? Ce s-a aprobat? 10 secunde atâta permiteți, da. Domnul obicei. Deci ca să fi fost echitabil, așa cum prezentați dumneavoastră, era bine dacă începeați cu un proiect în paralel cu acest proiect, cu refacerea podurilor, măcar, da. Și atunci ieșea o miz de speranță. Ieșea. Dar dacă dumneavoastră... Deci nu se poate inițiat de paralel. Cum avem acest proiect, păi putea fi inițiat unul paralel și măcar se dădea o minimă speranță. Nu se pot ține. Din ce cauză? Că sunt bani, de exemplu, și la programele, de exemplu, cum e PNDL-ul, sunt bani care trebuie să dăm și noi, partea noastră. Și dacă te blochezi la nivelul de ajunge, că nu mai ai bănuțul ăla, nu poți să te apuci nici de la altul. De asta am zis. Se cheltui, se începe, se termină autorizația, se începe lucrarea. În momentul toți banii ăilalți se bagă în partea ăilaltă. Deci atunci și băi, merg numai pe varianta asta. Brătești, noi cu Brătești nu mai avem nicio treabă. Deci pe noi nu ne înfurcă. Am început pe NDL-ul ăsta. Îi scoatem, facem acum proiectul, începem lucrarea, după aia cu el iar nu mai avem treabă. Că când îți prea multe proiecte, te poți bloca la nivel de cofinanțare, partea ta de finanțare. Că să presupunem că știu ce se întâmplă, apare o catastrofă și trebuie să iei banii, tot pe rectificare bugetară, de la ce ți-o rămas acolo și să-i duci în altă parte. Te-ai blocat la nivelul ăsta. Nici nu putem, că așa putem luăm tot, să dăm la primăria în faliment și la revedere. Și gata. Și s-a mai de ce ne-am făcut primul pe Albele? Dacă la următoarea ședință, vă aduc toate proiectele care au fost făcute până în 2012, când am venit eu, să vedeți câte sunt care s-au blocat la nivelul ăsta. S-au făcut prea multe și nu au reușit să iasă niciunul. Deci nu se. Părerea mea, acum nu știu, cum considerați dumneavoastră? Deci nu știu de ce Caraclău are înțeiesat și Albele tot timpul mai târziu să am dacă am început partea cu Caraclău, ăștia 10 miliarde, începem acțiunea, băgăm cadastru ca să facă, că trebuie să facem cadastru pe domnul de la Albele, după aia începem cu podurile. Între timp, am vorbit la Ministerul Apelor, am vorbit cu toți ăștia, să scoată legea aia cu concesionarea, vă știți, când am aprobat pentru PNDL 2, podurile de pe Părăul, de pe Păraie, trebuie făcut o concesiune, adică noi, primăria, să concesionăm teren, sub albia minoră a râului de la Apele Române.
asta concesiunea o face numai guvernul. Deci cu hotărâri din guvern. Vă dați seama că s-ar putea să ne ducem până în 2-3 ani de acum încolo și să facem PNDL-ul. Am tras cu alte comuni care sunt într aceleași situații, am mers, am vorbit. E posibil în 2-3 luni, o lună, nu să știi cât, să iasă legea, să fie un protocol. Deci, printr-un protocol, albia minoră să ne vedea nouă, să nu mai avem treabă cu concesionarea. Și atunci treaba va merge mai repede. Și atunci se termină și banii. Și să spuneți nu se termină banii. Că banii sunt acum fără investiție. Dar dacă nu mai e bani. Și Colet a spus dumneavoastră că banii sunt deja programați. Nu se vede că... Sau să-mi scrie. Dar nu se vede că apare tot timpul altceva, altceva. Când o să apare? Banii sunt acolo. Nu-i programează nimeni. Programarea lor se face prin hotărârile din Consiliul Local. Ați văzut. Că este pe investiții. Toată suma de la... Pe investiții, cum s-a făcut proiectul ăsta, tu să mai apară alt proiect care să fie iar. Nu are. Dacă am spus că pot să profit, dar la ședință din urmă, de nu vorbesc adică în altă parte se repară de așa faptul și noi nu putem beneficia de... Nu mai le-am zis în da, doamne, am auzit. Facem asta diferența, chiar nimic. Degeaba au auzit. Nu să spuneți că nu mai sunt bani de loc. A obținem autorizația când s-a făcut începem cu ălaltă. Trebuia împărțit și colo și colo. Făcut și la altele să se vadă, făcut și la casă. Păi nu dumitare să mergi, nu dumitare să mergi de spul și eu să merg cu cibodi până la casă. În urmă. Că da, nici așa, dule. Nici la voi. Păi da, eu bag bucș și pui gos la mașină aproape fiecare lună. Înțeleg, facem bunurile... La Helegiu nu se poate face cum nu ne aparține nou, la Alibes nu se face tot la fel cum nu ne aparține nou și noi stăm în glot până la gât acolo. Asta e situația. Păi da, piste de altul la fel, foarte piste de altul, să trec. Du-mi mă las pe acolo și așa vin. Păi ce s-a făcut acum un an drumul perfect piste de altul și l-a făcut? Ce s-a făcut? Ați dat cu bultozerul și atât. Păi și balastru? Bagă-n balastru acolo și atât. Balastru e caramă, da? Ce de altul de la altul, că l-ai fost la tare și până la. Când? Că l-ai făcut după ce l-ai făcut o veni ploaia și ți-l-o cărat tot la bani. S-a făcut, dar asta e situația, dacă așa suntem împărțiți. Colo, nu, colo, nu. Păi de atunci ai 2007-2008, da. Acuși 10 ani. Da, am venit și mai avut o dată. Și la taxe și impozite suntem... Domnule, la adevărat, mă zic la preza. Da, păi nu mă mai pot, nici eu să mă mai abțin. Da, voi cum ești în dreptul da, monastir, da. Am spus-o și în ședința trecută că toți strigă pe caracol. Mă repet ce am spus și data trecută și eu vin cu alte afirmații. Un raport trebuia completat pentru că nu servește în masa, este și drumul de rezervă. În caz de că se întâmplă ceva, se blochează accidente și nu râde domnul Vasile. Că data trecută când a fost ultimul accident, toată circulația a fost în Caracas. Hai să lăsăm domnul Vasile și cât târgu mă vrea domnul, că s-a închis la urmă. Dar eu dacă nu știu la urmă și îți caut de la târgu. Bine, pe drumul județean. Bun. Deci, revin încă o dată. Acest drum, m-a lăsat să vorbesc eu. M-a lăsat să vorbesc și eu. Mai corect. Dar nu-i corect, n-am vrut niciodată. M-a lăsat, doar să termin și eu ce am început. Acest drum unde servește numai Caracalou? De ce strigați tot pe Caracalou? Acest drum unde servește și comuna Vârstănești și inclusiv Brăteștiul. Vin cu transportul local să trece prin Caracalou. Vin și oameni din Brătești și din tot Bârsăneștiul, circulă prin Caracalou, pe acest drum găuit. Să vedeți oameni din Brătești și din Bârsănești cum în jur. Prin autobuz, nu suntem în stare de care. De ce să iar trebuie? Acest drum, lăsați-mă să termin ce am început. Vreau să fac o întrebare la această întrebare. La urmă. Acest drum nu este făcut de primărie. Acest drum este făcut din fondurile Ministerului Transportului 90%. Primăria trebuia să dea 10%. Primăria n-a avut din unde să dea acel 10%. Drept ca urmare, Cășuneanu ne-a dat în judecată. Ne-a iertat de aceiași bani și noi am rămas datori, este domnul Petru. Noi am rămas datori cu acești 10%. Iertați de Cășuneanu. Deci drumul nu este făcut de primărie. Nu mai strigați că a făcut primăria la Caracalou. E făcut așa cum a fost făcut peste noapte, făcut în doi peri și s-a spart de atunci. Sunt 9 ani de când este și cred că are și Caracalou dreptul măcar să se repare acest drum din banii primării. Pentru că nu comparăm altele cu Caracalou la 500 de case, cât bani vin de la Caracalou atunci la buget, dacă nu după buget. Deci Suneanul nu dată judecat și-o primi banii 60 păi nu și-a primit, nu și-a mai primit. Ne-a iertat de ce 10%. Primăria n-a mai făcut 10%, de aia primăria n-a mai pus
să mă dea în judecată pentru că nu s-a, n-am mai reparat drumul. Deci, nu strigați că primăria Brâsănești n-a făcut la Caraclo drumul. Aici din banii la Ministerul Transportului și atât. Singura investiție care s-a făcut la Caraclo a fost școala. Școala, atât s-a făcut la Caraclo. Deci, tot strigați pe Caraclo. Nu se strig, haideți puțin să vă nu se strig, domnul. Nu e adevărat. A face o comparație, nu se strig. Domnul era aici, când a venit Vasile, mi-a spus că de când suntem voi la Caraclo, nu ai venit să-mi aprobate cu Grătești. Noi am aprobat foarte frumos pentru Grătești. Fără să comentăm. Deci, doamna Găma, nu asta este problema că ați aprobat, dar trebuie să aprobăm pentru toată comuna, nu trebuie să facem diferenție, că eu sunt de acolo și unul știu cealaltă. Dar dumneavoastră nu vedeți că Grădești este dar nici nu se poate monopoliza o idee, de acum sunt indispensabil de un drum și celelalte nu-mi interesează. Adică cum a fost cazul și pe la Brătești. Deci nu putem monopoliza, gata, de acum murim dacă nu se mai circulă pe acolo. Nu așa, ar trebui depus diligențe ca să ajutăm pe toți cetățenii comuni. Așa trebuie făcut. Sunt de acord cu asta, dar trebuie să îi ridicăm și pe ceilalți care nu sunt la nivelul nostru. Și hai să fim serioși, proiectul de la Brătești are mai bine, mai bine de 10 ani. Adică se dezbate și de acolo. La noi l-am aprobat, stați-mă în pace. Noi l-am aprobat în ultima... Așa. Deci proiectul de la Brătești a început în 2006, vă spun că asta nu știți. Proiectul de la Brătești în 2006 a fost inițiat. Cu toate drumurile din comunii de 322, deci începând cu Caraclău. Dar nu am nimic, nu mă înțelegeți greșit, eu nu am nimic să să fac. Deci, nu are importanță, de acum gata. Iar a fost rea, deci atunci n-ai intrat, când n-a intrat niciunul. În 2009 a intrat domnul Caraclăului, dar știți cum a intrat, pe electoral, așa a fost. Așa a fost și cu DG116, exact același lucru. Așa, da. Iar în 2012 eram eu viceprimar, când s-a rea, care era atunci? Eu, da, ne-a ghiță, ne-a găsit, nu am întotdeauna cu asesorii apelat cu urmă de Brătești. Deci nu ne-am opus. Eu am întotdeauna, nu mai cred că mi-a venit și este vorba de echitate între cetățeni și trebuie să-i menținem pe toți la un anumit nivel. Câți kilometri de drum sunt în interiorul satului Caraclo? Aveți 7 kilometri de interior, de acolo până la Brâsănești. Nu, în interior sunt exact de la Frățilă până de 3 km, 2800 și la domnul Ienache. Nu, nu, stați așa, 7 sunt. Dar sunt de la Botarul, sunt de la Botarul, de la Limita Coneșu și până la Brâsănești, la DG. În interior, care acolo sunt 3 km. 2800. Deci, cum spune domnul Miron, domnul Ienache are perfectă dreptate, cum merge cu cizme, la fel merg și eu. De acest drum beneficiază foarte puțin din Caraclou. Pot să spun că beneficiază numai din Brâsănești, exact cum a spus domnul Donaru cu domnul Gavriliu și domnul primar, dar noi cei din Caraclou, satul este mare în comparativ cu altele. Stăm tot în cizme. Dar sunt toate satele, doamna Găman, problemele astea. Da, știți ce se întâmplă cu urmă? Deci am avut da, și să ne sunt blânciți, da, minunat da, 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 da. Vă dau și în ce cauză se cer colegii în Caraclou. Majoritatea șoferilor, oamenilor, de exemplu, și mai vreau să spun ceva. Nu au rovinietă. Și ce spune? Mai de ce să scoat rovinietă? Mă, dar nu se vreau în Caraclou. Eram pe rând eu acum, Petri. Și am zis așa, că dacă tot se va face frumos, dacă treci spre aprobare, deci se fac restricții de viteză, de tonaj, pentru că dacă se continuă, se face și ea se strică. De tonaj, de viteză. Și da. De viteză, și de viteză. Da, să niște că nu se face. Păi, dar dacă nu se face, n-ai cum să reparăm. Nu se face că așa se vrea în comuna Brâsănești. Deci, au întâietate anumite societăți și restul trebuie să tăcem din gură, așa e nimic la Brâsănești. Nu vreau să mai dat acum, deci trebuie pus restricții. Eu am avut propunerea asta și nu să-mi dați bine, așa lăsați. Dar da, deci am spus-o. Pe Găleam, pe Găleam, la Brătești 116 punctul Găleam. L-au distrus cei care au făcut drumul Brătești. În interiorul satului Brătești, pe latura 206, societatea agricolă din comuna Brâsănești ne-a stricat drumul. Păi și la Caraclou cine că l-a stricat? Da. Așa că nu mai încercați vrea să puneți o limită de tonaj. Păi eu am zis că dacă aprobăm și le punem acolo și olaie, să dă amenzi și degeaba se repară dacă nu se face ceva. Da, dar mai este o chestie care vă spune. Degeaba ne zic că putem aici. Tonajul ăsta nu e vedere că drumul este județean pe centru aici, pe Brâsănești. Aici responsabilitatea din Consiliul Județean, nu avea subțire. Acolo, acolo da, putem interveni. Acolo da.
Nu știu, și am înțeles societățile comerciale care dețin utilaje mai departe. Nu, nu sunt sigur că nu m-am documentat. Societății comerciale pe raza localităților ar plăti pentru cei care efectuează activități, transport și diferite mărfuri, plătesc la Consiliul Județean. Nu, 40% din... 40% plătești la Consiliul Județean? Nu, plătește tot aici și noi îi către Consiliul Județean. Pe toți? Aia 40%. A, și 60% la noi. Nu prea mi se pare ok. Cetățeanul de rând plătește 100% impozitul, taxe, tot aici. Așa și societăți comerciale îi cam doare. Și cu tractoarele care ies... Asta fi să cu limitea și nu știu ce. Dar plătești, dar nu știu ce este deslat din acolo, că e în pământ. Anul ăsta nu s-a mai dus. Din cauza că ne-a pus că Pavel a ajutat în grup, o să duce ce trece pe acolo cu el are de-a face și nu mai. A, sunt și asta este o chestie. Oamenii ajung la toate dorăbărilor, dar nu este o situație. Nu am stabilit aici în Consiliul Local drumurile de exploatare și le-am stabilit cum trebuie aici în Consiliul Local. Ar fi trebuit stabilite drumuri de exploatare, vă spun. Păi, da. Nu, toate, nu stabilite toate drumurile de exploatare. Da, dacă am ajuns la chestia asta, noi suntem în curs de derulare cu inventarul pe drumuri. Da. Deci și-am făcut sătești comunale și sătești. Deci trebuie să iasă. După aia începem cu mijloace de fixii. Și tu, la urmă, o să facem și cu drumurile de exploatare ca să le facem exact la cum să faci. Cât de ce vă spun lucrul ăsta? Eu din câte cunosc, și din punct de vedere legal trebuie delimitate, pentru că, din câte cunosc eu, sau cel puțin așa este și din lege, podul rutier nu se aplică pe drumurile de exploatare și în afara drumurilor. Și trebuie delimitate, că uneori ne putem... Dar dacă știți în lege, este o lege, trebuie să... Nu mai știu exact ce lege este, care spune așa, pe timp nefavorabil, când drumurile agricole nu știți că e și la ocol să zic, nu prezintă siguranță, Consiliul Local, adică primăria, le poate bloca. Închide. Corect. Dar și pe astea comunale putem închide. Da, situații limite și calamitate. Dar, de exemplu, cum e iarna, dacă drumul respectiv îi creează probleme și nu are siguranță. Asta vreau să completez la ce spunea domnul Lazar. Și drumul de peste dealul la Albele, tot din cauza asta s-a stricat. S-a trecut cu utilaje foarte grele, s-au trecut cu fel și fel de mașini și datorită acestui lucru nu s-a mai putea trece. Deci, doamna Găman are și dumneavoastră dreptate. Dar nu o să respectați niciodată, sunt fel convins, ca să puneți limita de trecere. Trebuie să respectăm nu cred. Aici. Eu nu cred nici. De la propunerea cuiva trebuie să fiți toți de acord. Trebuie să facă legătură cu asta. Nu cred niciodată că o să pun limite de trecere. Și lumea nu beneficiază de asta. Era mulțumit să facă asfalt în satul Caracleu, avem drumul ăla de la Unesc care este a nimănui. Mai bine l-am trecut pe strada Eternității și de la... Nu de la Cucoșa de la... De la Unesc, da. Da, a trebuit să trecem pe strada Eternității și de la, poate... Păi nu e mult, dar ăla de la Brătești, eu fost ca Brătești și știa. Nu, dar acolo e drum județean, nu poți să le trebuie. Păi și la mă vreau să facă primăria Unesc, la asta mă refer, n-am... Și am avut vorba aceea, viceprimar, încă chestii, n-am terminat aici, avem un blocat pentru Caracleu. Dacă era să facă ceva pentru Caracleu, ăsta trebuia să facă, nu acum, de când sunt eu consilier, de când este el contabil la primărie. Încă chestii, domnul Vescu, a fost viceprimar la primărie, de ce n-ați făcut ceva pentru Caracleu? Nu s-a făcut asfalt la Albi, am fost viceprimar. Asta bani au fost atunci. Acum, știți ce excedenturile bugetare care au fost atunci? Zero lei. Oare nu erau? Și nu eram nici în Uniunea Europeană când am fost să luăm banii la deci parte. Deci sunt de acord să facă asfalt la Albele. N-am fost niciodată împotrivă și da. Sunt de acord să facă, dar vă dau un sfat. Făceți în localitate, în sat și nu pe drum. Că pierdeți banii degeaba și lumea stă tot în locetă. Pe asta vreau în sat, n-am cerut. Cum stă și la Caracol. Cei 2 km de sat voiam să-i asfaltez, nu păi, în sat faceți. Da, nu faceți legătura cu comuna, pentru că satul de la Caracleu, la Vârsănești, beneficia și cine? Contabilul, când se-și facă transportul? Maria. Da. Deci la Albele, prima dată, ca să putem obține ceva și contabilitate, să putem să vină cineva și să-mi dea banii, trebuie neapărat cu testul, nu facem poluri, nu facem nimic. Eu așa am zis, dacă e de... A spus, aia 10 miliarde, da, fără probleme, la primul pot să iau un proiect. Dar, băi, proiectul... Așa au fost și la Brătești. Până nu s-a făcut portul prima dată, n-am putut
s-a problemă. Și la Brătești aceeași situație. Aceeași discuție a fost și la Brătești. În mandatul trecut. Până nu s-a făcut podul, nu s-a putut să aprobă proiectul de asfaltare. Bine, unii mai nou, acum îi pune condiția și apă și canalizare, dar acolo mai scăp, că ai, ai un pic de cartare la drum, ai unde să sap. Mai nou, nu știu, dacă la știți, este o lege, dacă, dacă nu este apă și canalizare, nu se mai dă la autorizație. Care se face podul la Glodosul? Da, se face podul. Dar să se poată face asfaltarea. Am votat, nu. Dar nu are rost, mă repet încă o dată. Intră pe nivelul 2, parcă. Da, intră pe nivelul 2. Să-l fac rău. Intră de la ei, mai la piață, la Chicirea. Nu am lucrat cu ce asfaltare până sub rând. Până sub rând pe asfaltare. Am mai jos de vasă de pe rând. Nu mă ajută cu nimic, vin de sigara. Adică aici, după... Hai, că să spuneam la cine merge la voi la aparatul. Pe aici. Ce chimie? Nu, nu am comentat. Domnul Nazar, vă dau pe tine. Nu. Mai doriți cineva să-l... Acest drum, dacă nu se va repara acum, nu mai avem cu ce-l repara niciodată. Deja e pământ afară, e pământ peste tot, a ieșit tot afară. Dacă nu se repara acum, l-am terminat de tot. Nu mai avem ce-l face. Trebuie să-l iei de la zero, să torni asfalt din nou. Și dacă vine, iar tonajele, iar scoate. Dacă îl repară, face drenaj, face tot, dacă am văzut unii sunt probleme, când s-a turnat prima dată, nu știu, acolo e moale, acolo e tare, acolo e făcut expertiză. Acum, da, s-a făcut la viteză, peste noapte, s-a făcut peste noapte. Acum au văd oamenii unde sunt probleme, acolo sapul mai adânc, acolo îl pregătește. Dar dacă acest drum nu se face acum, s-a terminat de tot. Ce garanție aveți, domnul Donaru, că dacă îl face acum vaccinul, va rezista? Bă, nu zice nimeni că va fi 100% perfect. Dar cu un om care se arăbară 4, 5, 6, 7, 8, 9 ani, tot duce cât a dus și ăsta, frate. Mă, ca și în casă, dacă ții un pat, ții de două persoane. Dacă pui 20 persoane, pierzi să rupi. Exact ceea ce mă repede 100 și mii de ori. Puneți restricții pe tonaj. Nu puneți, spune Marie. Noi nu pune în voia urmană, să se face votă de Consiliul Local. Nu, 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 orice consiliu poate să împotrivă. Și la noi, la Adria, trebuie pus să... Corect. Și la noi ne-am gândit, dar nu ne-am lăsat ca nu să treacă decât numai vina noastră. Să treacă numai cu căruțele. Mai vina noastră. Mai vina noastră așa că... Nu vine. Că dacă noi n-am fost pe feria cu n-am știut. Păi trebuia de aia taxat. Trebuia taxat, da. Trebuia taxat. Trebuia taxat. Trebuia taxat. Bă, nu dai bani. Dar când termin, vii și balasem drumul de la cap la cap. Cum fac cei de la Leviez? Ies cu vicii, cu primarii, ies în față, îi opresc. Așa trebuie. Asta e. Dar noi ne-am dat semnătății, nu ne-am știut. Am zis la cunoștință. Este dirigintele de șantier când se va lucra la drumul ăsta? Corect. Deci să faci exact un drumul. Și casă, dacă vrei să-ți faci casă. Păi tocmai că dirigintele de șantier trebuie să garanteze ceea ce faci. Deci dirigintele noi sperăm că va fi dirigintele la Brătești. Pentru că trebuie să se facă la Brătești. Nu știi, domnul dirigintele, cum trebuie pus sorturile și astea? Trebuie ca să zic, am lucrat în drumul ăsta. Deci dirigintele noi sperăm că va fi dirigintele de la Brătești. Oamenii o să zică, ați făcut drumul ăsta, ați cheltuit 60 de miliarde, mai cheltuiți 15 și o să cheltuiți la infinit. Vreți să faceți voi un drum, că aveți ambiții. Nu-i ambiții, noi trebuie să... Nu, o să zic cu oameni, nu zic eu. Mă gândesc că iară s-au ieșit. Iar mă iei cu oameni. Oamenii ne ceartă toată ziua, că nu se face, nu se refacă. Păi nu știu ce ne ceartă toată ziua, că lumea în prim vinii mă ceartă, că nu se face asfaltul, nu-i trebuie. Da, deci oamenii erau mai bucuroși să aibă asfaltul în interiorul caracterului, în interiorul altului, decât traversare. Deci, la traversare, nu prea traversează mai bine. Merge mai greu și traversare. E mai greu jucat de balas și traversare. Nu este cursă să nu comenteze cineva de număr. Ce le interesează pe ei drumul de la Frățelul Pașul, la Vier? Nu, este la balas. Ba da, interesează Marie, aici la noi vine. Nu mai împungați două ore să trebuie bine aici? Ei, păi da. Vin la comună. Ce, care se duce cu căruțe de două? Nu, căruțe de două. Care vin la comună, că sunt mari. Că și eu sunt, o să și eu ca altul. Drumul din Caracău spre Bacău, când se duc oameni la Bacău sau întreabă... Vom circula la Bacău, nu poate să duce în Borjoara. Traseul pe aici, traseul din Caracău, dar vreți la ce să fie ăla de la Mănești, nu sunt oameni, nu sunt muncitori, nu sunt justifică. Deci dacă nu, vă spun, deci dacă nu, rămânii cu plată în continuare și tot tragem să despărțim traseile, astea să ne treacă cu traseul Cursănești. Nici o problemă, fiind pe traseile separate. Și cine din? S.
Sunt cine vine. Da, spun asta că o facem, trebuie să o facem pe loc pe pielea noastră. Asta trebuie să o luăm pe pielea noastră când... Cu ce zonă, ce cu... Cu transportul public de persoană. Să fie o fără de reseață că s-o retrasate, că vine la noi. Noi, mă e un an și ceva, trebuie să ținem de ăștia. Mă uit seara la 9:30, deci vine numai de la Plătești, la 2019. În 2019 se emit următoarea licitație pentru proiectul. Da, ce vă spun, un an și ceva. Așa. Transmoldova abia așteaptă. Nu știu, dar murit de sa. Da, da. Sunt trei cumpărături. Sunt, s-a preluat de așa, se pregătește. Nu vine cu Adrian. Nu vine cu Adrian. Vă spun, deci, de sursă sigură, este totul este gajat la bancă, până nu se reglementează situația, îi din numele lui tot, inclusiv apartamentele în care stă copilul, soția și casa de la Haloș, de la Cașa, de acolo sunt ipotecă la bancă, deci treaba e dificilă. Eu am dat da. Vorbă că mă cunosc acolo. Haideți să terminăm. Da. Bun. Punem spre aprobare. 1-4. Cine este pentru? Deci, 1, 2, 3, domnul Miron nu a aprobat 4. Eu mă abțin. Deci, m-am uimit. Eu n-am știut așa ceva la Plătești. Noi la Plătești a fost acea discuție și noi v-am scos. Vorbesc serios. Dar mulțumesc, domnul Miron. Asta e mulțumirea și că atunci trebuia să ne facem. Hai, încă o dată, cine este pentru? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce e domnul domnul Vădat? Da, da, așa primul. Mulțumesc. Sunt potrivă? Împotrivă? Abține? Celelalte. 5, 5. Bugetul. 5, 5. Aceeași discuție vreau să amintesc pentru cei care nu au fost considerarea cu mandatul trecut. A fost cu banii când s-a făcut la Brătești. Tot la fel să strigați de mare. Nu vă răspundați. Nu e vorba este de răspundare. Vreau să spun că această discuție a mai fost odată. Uitați camera acolo. Nu, eu nu spun că ai răzbunare. Deci, când s-a votat pentru Brătești de asfaltare, aceeași discuție a fost. Da, dar noi am votat. Și noi am fost pro. Da. Și la vot. Mulțumim celor care ne-au sprijinit. Mulțumim domnului. Doamna Găman, mă văd obligat să dau un drept la replică. Deci am spus, satul Alpele au dreptul și ei la drum. Excedentul este de 29 de miliarde lei vechi. Mai bine de jumătate se consumă pentru reparații. Oamenii ăștia, când le facem drum? Au spus oamenii ăștia, noi toți restul din sate, cele trei sate, umblăm în șlac pe stradă, da? Ei umblă în cizme, este corect? Deci eu umblă în cizme, domnule. Nu mă interesează, eu v-am spus și în Brătești, umblă și în Bârsănești. Păi este corect cele trei sate să umble bine, mersi. Și oamenii ăștia să stea în noroi până la gât. Păi câte sate sunt în Bârsănești? Patru. Păi știi ce puneți numai în sat Albele? Că și eu merg tot în cizme. Și stau în caracol. În toate satele, am spus, sunt ulițe unde se merge în cizme. Deci, în principiu, se umblă pe stradă modernizată, în celelalte sate. În principiu. Acești oameni din satul Apele nu au nimic. Ar fi fost echitabil, dacă jumătate din sumă se folosea la dumneavoastră, jumătate să le se da să facă și pe atunci, hai să facem drumul până la jumătate și la jumătate lăsăm acolo. Adică, iau haina pe mine, dar nu mai e o pantalon. Deci, repet, poate unii din dumneavoastră, domnul Blănar, poate nu era să consider în 2006 când s-a inițiat proiectul din Brătești. Dar n-am fost toate față. Toate au fost inițiate. În ultimă instanță, eu așa am considerat după convingerea mea personală, eu așa am considerat că ar trebui ajutați și aceștia. Păi dar v-am spus că îi ajutăm, facem podurile prima oară. Nu există nici măcar o speranță așa la capătul tunelului. Eu cred că oamenii ăștia au vorbit destul de clar. Și la Brătești a fost acea situație. Dar nu încercați să mă convingeți pe mine, domnul Blănar. Fără pod nu se poate face asalt. Așa și la Brătești. Am votat întâi, am aprobat podul. După aia m-am aprobat bugetul pentru... Înțeleg că vreți să luați asfaltul înapoi, sau ce să înțeleg? Nu! Nu! Asta e corect! Asta e cum se poate lua! Ați votat? Nu. Nu abținem. A, deci tot abținem. Tot abținem. 5 abținem. Deci a trecut proiectul, dar... E posibil să nu zic eu, tu-i toți banii ăștia. Știți ce se întâmplă? Astea sunt statea categorii.
un semn, licitație. Niciodată cel ce vine la licitații nu are cum să pună pe același. El îi frică că are și alt concurent. Deci 10%, 10% din 15 miliarde. Persoanele care s-au obținut? Domnul Vici, următorul proiect. Vasile, în momentul când am terminat toată documentația pentru, pentru drumul de la Caracal, începem documentația pentru albele pentru podul. Și cine mai la podul? Cine s-a ținut? Domnul? Las Pigăreanul ăla până mă răsturnați cu mașinile, da? E corect? Drumul șanțul să-l face. Da? M-a rugat toată, toată iarna, m-a rugat și toată toamna. Veniți, domnule, și urmați un pic să fac poduri de gheață. Și drumul s-a denivelat ca urmare a că nu sunt șanțuri. Noi nu avem treabă cu drumul județean. Bun. Și atunci cereți solidaritate. N-am zis că nu avem treabă. A zis că îl facem. Dacă toată iarna a fost înghețat și în toamnă a fost... Dar de-acum nu ai nevoie. Când i-a fost atopit zăpadă, de acum bine, mersi, gata. Nu contează, îl facem. Acum când se întărește un pic, cum îl facem? Păi, noi pentru că avem, și noi avem, da, mi-a spus, avem drumul ăla făcut în satul Brătești. Într-adevăr, avem 4 km de asfalt și noi atâta, parcă am fi... Așa, toată comuna țipă și Brătești, la noi s-a adus toate fondurile acolo. Haideți, lăsați că știu destul de bine. Așa, problema este pe următor. Noi utilizăm acel drum pe Gălean cel mai mult. Acolo este traficul cel mai intens, da? Ăla este cel mai afectat. Așa că dumneavoastră și dumneavoastră acala acolo solicitați. Este același lucru ca și la noi. Este corect. Da. Vedeți, pe, din zona respectivă ne luăm mâine. Păi nu, că e Consiliul Județean și ne-am acoperit. Consiliul Județean. Mi s-a dat aprobare de președintele Consiliului Județean, dar nu s-a dat unul județean. Însă, în momentul când e să apucă, dar a făcut să apucă în primăvară, în vară, toamna asta, nu știu. Am vorbit cu domnul președinte. Domnule, atâtea ori v-am spus, casetați, domnule, puțin și puneți niște balastru, nu este umflat asfalt. V-am spus de când s-a pus în ele. Da, nu pus, nu mai este nimic. Nu este nimic. S-a pus un pic în vârful Găleanului și imediat s-a pus atât. Atât era. Găuri atunci când am spus. Vorbiți, domnule, că era, drumul era lăsat de când s-a început asfaltul la Brătești, din sat vorbesc. Ăia erau adânci. Că nu deci, poți să un instituție, atâta nu stă balastru pe asfalt. Erau, deci problema a fost acolo tot timpul. Da? Mă rog. Acum, nu, nu, unii adânci ține. Acolo ține sus, gos, gos, așa e. Da, să nu ține. Și nu-i prin la mine, să nu-i pus acolo, 20 de curători. Cu aluzii de asta la genul că noi votăm, noi nu votăm, dar este opțiunea fiecare. Are convingerii fiecare cum dorește. În consecință de cauză va vota fiecare. Dar dacă căutăm echitate, trebuie să echităm, căutăm pentru toți. Nu numai pentru unii. Adică eu trebuie să văd la alții că nu știu ce, dar alții nu trebuie să vadă la nimic. Am spus despre și nu-i prima ședință la care am spus. Unii de când se discute de drumurile astea, am spus, domnule, facem zdemnul din costă drumul la Caracol, facem podurile albine. N-am spus, haideți să mișcăm pe urmă. Dar de ce trebuie să tot timpul să facem, să vedem cât costă acolo și dacă mai rămâne? Dar de ce? Haide, dar n-am spus să facem podurile întâi la albine. Haideți să facem podurile întâi la albine. Facem podurile la albine. Cât mai rămâne dacă mai rămâne. Facem Caracol. Deci nu pot. Eu cum, ce pot să-i spun la unul? Dacă domnul nu da, dacă mai zic, s-au început să începe mers. Când? Că tot de ani de zile tot se spune că se începe, că s-a făcut proiecte pe ani, că s-a făcut. Ce s-a făcut? Ce pot să-i spun? Îmi pare rău că nu am adus oameni, dar în ședința următoare să aduc oameni. Să le spune dumneavoastră că eu nu-i mai pot convinge. Deci eu nu-i mai pot convinge. Din PNDL trebuie să așteptăm. Deci finanțarea de la PNDL trebuie să așteptăm. Picând ăsta cu excedentul bugetar, dacă... Nu trebuie să mai așteptăm. Băi, nu mai, să mergi imediat. Înțelegeți? Pe asta spun. Deci pentru celălalt trebuie să avem răbdare, dar cu excedentul mergi imediat. Și după aia, vin și o sumă mai mică, să apropă mai repede. Facem podurile de la noi.
Iar în momentul când pe 7-2 sau pe care au mai fi programe atunci, când e valoarea mai mică, am observat și acum. Cei ce au avut valori mai mici au primit mai multe aprobări. Cu cât e valoarea mai mare pe o suprafață mai mică, cu atât am mai greu acolo. Domnul Vecinu. Eu când am zis ca să facem pe porțiune, am spus că nu, că trebuie punctaj adunat. Acum ar da, a fost prin fondul. Dar asta este din investiții, din banii noștri. Deci nu trebuie să așteptăm să prindem un proiect. Proiectul îl facem noi. Cum am făcut acum pentru refacerea drumului, așa se poate face pentru podul alb. Toți banii ăștia, 28 de miliarde sau cât ori fi, nu-ți ajunge să faci cu tot cu podul alb. Nu-ți ajunge. Îți trebuie că în 40 de miliarde. Păi faci cu podul. Scoate, deci la ședința următoare scoatem bani pentru alb. Păi, trebuie să ne apucăm de proiectare de ca să dai indicatorul de proiectare. Păi și când ne apucăm? Păi ce fix, să terminăm, ți-am spus, terminăm, să dați proiectul aviziile astea și după aia ne apucăm. Avem un indicator. Dar nu știu când vezi că, adică, dacă era proiect european, da, până îți dă aia avizii, dar așa stau în urmă. Păi, dar le facem noi, deci nu trebuie așteptat de la voi. Dar nici de acolo nu aștepți. Atât finanțarea o aștept, dar în restul e la fel. Noi le facem, mă, tot. Deci documentația e la fel, că e bani europeni, e bani locali. Dacă îți dai seama că și Transgaz trece și conducta aia și trebuie aviz la Transgaz? Adică când a fost vorba ca să băgăm apa și canalul, a trebuit semnături. Este proiectul nostru. Așa s-a cerut? Este proiectul nostru. Nu, așa s-a cerut. Să cere semnături, cum? Deci nu-i proiectul nostru ca să cere semnături. Trebuie să aibă o garanție. Îi trebuie să aibă o garanție. Pentru ce faci investiții? Odată ce s-au apucat de proiect și cine face proiectul, deci își ia garanția singur. Nu trebuia semnături din stat. Mă, omule, dar așa nici nu cer un nou, omule. Ce vrei să faci? La ședința următoare a două hârtie. Aduce o hârtie, mă, ți-aduce o adresă, adică ei, să vezi. Da, stați, vă dați semnături fără să lăsa semnezul oameni și să vă face la ei. La noi să fim ultimi, totdeauna. Era, se făcea pe tot semnești, se făcea pe care acolo. Păi analizare, au noi, au tot ce-i trebuie. Nu vă mult, din singur lucru, ne certăm aici. Mă, de legea, dar n-am văzut și nu au avut unul dumneavoastră care să-și bată capul să fac un proiect pe fondul, în afara primăriei, și să-l văd că vine aici, să zic că mai trebuie 3 miliarde ca să facem ceva în sat ăsta. Și noi încercăm să reparăm un drum. De asta m-am și abținut de la voi. Mi-e rușine să vă spun când încercăm de la asta. De asta m-am abținut. Mi-e rușine să ne vadă lumea când încercăm de la reabilita un drum. Care ar trebui să fie firesc. Domnul Fere, școala de la Albele ce face? Nu, la Albele, cei care sunt împotrivă, se duc la ei să mai ceară votul. Eu nu mă mai duc. În Albele să mai cer votul. Mi-e rușine, pentru că nu s-a făcut niciodată nimic la ei. Gata, și tot s-a întâmplat. Deci mie mi-e rușine. În alte discuții am văzut. Păi voi vreți asfalt, noi vrem gaz. Păi cum adică? Dar pe ăștia de spate când îi ridicăm, eu n-am mai zis nimic. Văd că se ceartă pe anumiți bani. Trebuie văzut tot, eu v-am zis. Echitate pentru toate satele. Dacă ăsta, da? Când fondurile, până la urmă, excedentul bugetar s-a făcut din taxele și impozite din toate satele. Așa s-a colectat. Nu din anumite... Numai din anumite sate. Și trebuia echitate pentru toate satele. Așa trebuia. Dar ce aș putea să spun? Ce-a luat Vârsănești din excedent? Nimic. Ce-a luat Brătești din excedent? Ce-a luat? Din excedent la Vârsănești s-a făcut în terenul fotbal și s-a luat la școală. Da. Brătești s-a făcut școala și la Caraclou s-a făcut. Școala de la Caraclou este făcută prin fondul de la bugetul stat. Nu, cu petroponii. Petroponii. Da. Vedeam pe din excedent. Nu. Ai greșit. Deci încă o dovadă că Caraclou n-a primit bani de la primărie. Nu e o problemă de asta. Da, mai trebuie domnul. Dar sigur mai trebuie. Nu încercăm pentru ce? Pentru ce încercăm? Dar cum ne-am spus destul de bani? Da, ce ăla facem podurile. După aia organizăm alte, facem alte demersuri. Să vedem. Am făcut podurile, atunci pot să mă duc acolo. În afară de asta, n-a mai venit în vreo ședință cineva cu un proiect să zic, bă, prostule, uite, dă ăla, putem lua de colo atâția bani. Trebuie să mai punem noi diferența, să facem și noi ceva. În afară de drumul.
Sunt, știu, sunt necesare și astea. Dar mai sunt și alte nevoi în comuna asta. A venit cineva cu ceva să spună, mă, se poate lua prin gal bani pentru cutare. Ne trebuie o diferență de cutare. Se poate face prin proiect european, nu știu de care. Ar mai trebui să suportăm noi un 2%, un 5%, un 10% cât e nevoie. A venit cineva? Nu. Atunci, și am ajuns să ne certăm pentru ce? La gal nu poți, trebuie să faci totul cu 5 de aici. Asta e tot treaba. Nu mă înțelegi, nu mă înțelegi. Nu, băi, noi ne certăm. Felix se referă că și noi, cum suntem consilieri, am putea veni cu propuneri, ne ducem, ne interesăm, la asta se referă. Ne certăm prin un excedent. Domnul s-a spus că din bugetul local pe anul 2018 abia sunt bani de salarii. Ce proiecte să mai fie? Ce proiect să mai vin? Păi cu ce proiect să mai vin dacă dumneavoastră a spus că avea bani de salarii? Ba, din potriva, ați redus? Domnul Felix, se referea cum e doar... Știu, știu. Păi da, acolo trebuie să compensăm și noi cu ceva, nu? Că așa ați afirmat. Trebuie să compensăm și noi cu o cotă parte, da? O cotă parte trebuie să... Noi dacă nu se bat de salarii în primărie, cu ce sunt mai venim? Eu asta întreb. Nu sunt bani, domnule, că... Păi da, am votat bugetul aici. Am avut ședință în comisie. Am avut ședință și am votat bugetul și abia s-a repus. Trebuie să-ți dat salariul luna trecută, nu sunt greșit. Eu zic, mai rămân, uite, rămân. Păi vezi. Fac urmarea. 15% s-a redus din salarii, nu? 15%, domnule. Da, 15%. Plus s-a pus în discuții ăsta, reducerea unor costuri. Da. Păi, haideți să ne înțelegem. Sunt sau nu sunt bani? Păi nu sunt bani. Da. Trebuie să se iasă. De vreți. Au depus o sală, nu știu. Așteaptă de ce se iasă. Da. Păi nu a venit. A venit, că parțial și domnul Vlăcă. S-a redeptat într-un fel și domnului. Așa este, dar ne aflăm într-o situație că eu am spus. Dacă noi nu avem bani decât de la izlaz, taxe și impozite și ne dă guvernul cu mâna învință. Uite, am adus o societate care este foarte valoroasă, Diablamo, și TVA la stat fiecare lună plătește câte 200 și ceva de milioane, care vin la buget. Da, de aceea am adus-o, am transferat-o de la Onești și am adus-o la caracol, cu sediul la caracol. Ce da, pe Valea Codului, da. Ce se întâmplă? Și cu cheltuielile noi față de alte comuni și la DZPZ, le avem mult mai mari. Deci vreau să fie eu, dacă vin la altele la DZPZ sau dacă mă duc la... Trebuie să fac și Oneștiu, nu mă pot duce până la Botar sau să viu până la limita cu Livia. Trebuie să viu, mă duc până la Vaschi, să mă joc nimic, că dar eu la mine n-am treabă, că-i trecut tu. Păi stai mă, dar... Trebuie o dată, două ori, dar tu, tu ai interes, că te-ai vin tu, Matei. Da, și tu ai milaci prin zăpada până la gând. Din cauza lor. Da, o să ne plângem. E legiul la fel? Noi trecem prin Heves, trecem prin Helegiu și pe ei nici capul noi doar. Și nici măcar nu ne lasă să luăm balast, că asta spunea domnul primar, cei de la Apele Române, ca să putem să cărăm acolo și în zonă. Am vrut să facem un demers pentru o capacitate de 2000 de metri cub de balast pentru pe situații de urgență. Am început să gestionăm pe unde trebuie, că am văzut, când am văzut că documentații trebuie, cred că trebuie jumătate de an să scot toate avizile și ce trebuie ca să pot să obțin chestia asta. Ce? Balaz, nu? Și ei, nu? Aceea situație și la noi, că lupul ăla care tot o critică lumea, să punem balazul din poarta satului. În loc să punem în sat, numai și pe mâncare. Păi și la agri la fel. Că dacă stăm bine și de timp, cred că e mai lungă ăla din afara comunii, adică de la nucul până la, până la cod acolo. Ce cod are și nu-ți semnește balastă, nu știu. Da, de la cod la Heliceu? Nu de la Heliceu, de la Preluca. De la Preluca până la Albeni sunt până la Cumeti. Cum se referi la cod? Până la Frunia Copii? Nu, nu, până la intrare. Până la intrare sunt 2-3 km. 3 km și mai 3 km și sau. Deci vine domnul Miron să vadă că chiar în ce se trebuie acolo. Oricum mai zi de la mănăstire. Da, hai să... O să vă invit, doamna Gănoan, doamna puțin, atâta, 10 secunde. Doamna Gănoan, vă invit pe punctul Holbea, domnul primar Roștie și domnul Burnichi. Și vă mai invit și pe să mă cheamă punctul Găleam de Sus, să vedeți cum muncă cetățenii. Eu vă invit mâine seara, să vedeți mai bine. Și vedem împreună că am socri în Holbea. A văzut? Mai am stâmpul ăla care s-a pleacă așa. Da, hai să discutăm la diversitate. Hai să la suntem la diversitate. Nu, mai avem. Și vine cu ceilalți de 2018.
18 din excedentul la data de 31.12.2017. În aplicarea prevederilor proiectului de hotărâre numărul 4 din 22.03.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții, lucrări de întreținere și reparații drum comuna 153, comuna Bustănești, județul Bacău. Având în vedere legea finanțelor publice locale numărul 273/2006, modificată și completată prin 63/2010, proiectul de investiție, lucrări de întreținere și reparații drum comuna 153, comuna Bustănești, județul Bacău, propun rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bustănești pe anul 2018 în suma de 1.055.000 din excedentul la data de 31.12.2017 la capitolul 8403-0171, cheltuieli de capital, drumuri și poduri. De ce la 7 legătură cu celălalt? Deci, ea are legătură cu fostul proiect, acum a fost... Dacă v-ați acceptat până acum, dacă ați aprobat proiectul sau nu, a fost aprobat. Ce rectificare? Da, și acum o să fie aprobare tot de ce a fost până acum. Cred că se înscrie domnul Miron, numai cât m-a auzit. Cred că aprobă. Nu, haideți ca să vă spun și logica. Hai să mergem și pe o logică, nu numai pe ăsta. Acum dacă proiectul tot a trecut, ce să mai nimai contră? N-ai sens. Dacă tot a trecut proiectul, dacă nu trece, mai scos bani. Hai, haideți să ne apucăm de treabă și să începem pentru... Haideți să numărăm banii. Hai să ne apucăm de treabă și să urmăm să... Da, doamne, dar eu aș propune altceva. Vă pune o mașină la dispoziție pentru toți care suntem aici. Și să vă duc în tot satul albul, să vedeți cum vă duc în satul albul. Abține? Abține? Cum ați votat? Să numeri bani. Domnul Petru s-a abținut numai. S-a abținut domnul Petru. Abținere? Tot înainte, domnule. Da, am spus eu cu podurile, cum am terminat cu oamenii pentru ăsta, o să vedeți de data, că nu știu dacă știți. Rămâne firmat. Domn primar și proiectantul a fost de-a văzut podul ăla acolo. Dar tare mi-e teamă că o să apară altceva mai urgent și o să iasă banii de excedent. Avem cadastru făcut, numai în partea aia nu avem cadastru făcut. Deci trebuie de la carton la deal, până în la capul satului. Și tot în partea asta avem cadastru făcut. Aici pe strada Valea Lucru. Deci pe Valea Lucru e tot la lucru. E făcut. E făcut. Da, avem cadastru. Noi avem cadastru de la canton până de la canton Tomasena. Acolo... Deci pe strada Valea Lucru, dacă timpul se așează, urgent, trebuie cărat balanță. Acum să faci timpul. Mașina nu mai poate intra. Eu vreau să lucrez și să învăța dacă e nevoie. Și da, să vedem, poate reușim să închiriem un utilaj ca să ajute la cărat. Că numai pe nostru nu facem pe asta. Nu avem bani de asta și avem bani de... Ceva? La drumul, la drumul să încă. Decât să aduc numai de la ajut. O altă problemă, în perioada asta, că e topitul zăpeză. Să mobilizați pe toți cei de la Rus Social, că e sâmbătă, că e bine, sau așa. Să dea drumul la șanță, apa curge pe drumul. Atât e păltuțele să dea drumul. Ne cauți asta să strică drumul. Și cum să zvânt un pic, fac și bundor și îndreptăm. Dar nu poți să lucrezi acum degeaba. Păi da, marți, miercuri, anunță iar cu aia. Luni. Dacă ar da o prevenție, ar fi bun, că ar mai spăla nămorul ăsta. De, doar o burniță. Da, dacă e în burniță, asta e păcătoasă, că ăsta nu mă moaie. Eu ce-am observat astăzi că la păduri, acum după când începe să topească, o grămadă de păsările au murit acum. Da, dar dădea și la televizor din munte. Am văzut. Dădea verzi, nu așa, le băga pe toate hambarele, pe toate. Bine că nu au venit verzele prin sandra mea. O venit bun. Dacă vinea cu copii, erau niște. Da, și eu cam la Roma. Hai, ia-o din capătul ăla, să se vorbească fiecare. Hai că nu e înainte. Fără discuții. Fără. Am vorbit. Da. Eu am o singură problemă de ridicat. Poate ați observat și pe unele site-uri de socializare. Cu cornul ăla care a fost publicat de către o persoană, un cetățean din comuna Bârsănești, expirat și în locare. Mă simt indignat
pentru că autoritățile locale și factorii de decizii nu au luat atitudini față de acea postare. Nici o atitudine. Dar nimic. Dar eu am fost, am vorbit doamna directoare. Și vreți să vedem și în spațiu vă mai repet, un cetățean din comuna Băsănești a făcut o postare pe un site de socializare cu cornuri expirate de la școala Bârsănești. Da. S-au dat unele explicații că acela era data fabricației, având o valabilitate, m-am documentat și eu, de 48 de ore, dar s-a înțeles eronat data. Problema mea este, n-am văzut nicio reacție din partea autorității și a factorilor decidenți. Trebuia să iasă să facă o precizare sau să, nu știu, să iau o atitudine. Eu am sunat-o la rândul meu, am sunat-o la rândul meu, deci, și am explicat, doamnă, spuneți care e situația cu Și tot aici, în cadrul acestei afirmații, mai vin și cu următoarea situație. Am spus-o și la ședința trecută. Urmăresc site-ul Primăria Comunei Bârsănești, pentru că alții ne asimilează cu alte pagini din acele rețele de socializare, ne asimilează și se înțelege că, practic, Comuna Bârsănești ar fi alta. De fapt, site-ul primăriei este cu totul altul la ceea ce cred unii cetățeni. Și nu se ia nicio atitudine, să fie încărcate. Toate materialele se discută. Da, domnule, va fi... Nu este, nu este nimic. Trebuie verificat de acum an de zi. De acum an de zi. Sunt verificat de curând. N-am verificat acum, dar de curând l-am verificat. Dar, deci, cred că de luna viitoare va fi... Deci, haideți să zic că țărățile rețineți... V-a rugat și domnul Felix ca să mai afișați. Pe lângă faptul că afișarea publică aici, pe avizierul primăriei, se poate încărca pe celălalt. Tot ce se discută și elimină toate discuțiile din spațiu public. Dar când apar situații din astea sensibile, domnul vice și domnul primar, doamna secretară, domnule, trebuie luat o atitudine. Este în joc. Onoarea și demnitatea instituțiilor publici, domnule. Pe mine nu mă afectează, eu sunt consilier local și eu nu sunt factorul decident în această comună. Doar în deliberarea din proiectul de hotărâri sau hotărâri consiliului local. Atât. Dar nu este corect să se aducă atingere onoare și demnității unor instituții pentru că, nu știu, unii cetățeni văd trunchiat anumite aspecte. Nu se poate. Deci aș dori mai multă implicare din partea autorităților locale. Atât am avut la punct de vedere. Mulțumesc. Da. Vreau să știu dacă s-a făcut ceva cu stâlpul care la Roșca, postulat acolo, care este atârnat și a ocupat jumătate de bani din circulație. Unde? La Roșca, postulat. Nu curba este. Da. Nu, deci cred că acolo singura variantă așa. Deci, mă, pe urmă, nu este voie că sunteți camioane, bagă de rupii firului și altceva nu poți face. Aștia nu intervin. Stâlpul de la Brătești am avut atâtea de mensuri până n-a căzut. Ați văzut cum a căzut un paf. Dacă un coleg cu tirul se bagă acolo și-o la gasul cu tirul, va plăti stâlpul, va plăti aia. Nu, deci nu poți să mai demonstrezi că a fost un paf. Trei săptămâni când au venit, o căzut stâlpul și s-o rupie. Deci nu vin sub nicio formă. Și nici eu nu, nici nimic. Cum e de situație? Este asta. Deci o face o bandă să circule. Deci acum o bandă. Dacă vreți să mașină din fază și-o are prioritate, ăsta e aici, deci intră în el și-o cade vinovat la partea dreaptă. Doar cu sfigă de lumină. Nu, dar nu e stânga. Deci firul de telecom, ăla e problema. Deci va plăti șoferii, va plăti din cauza ionului accident. Dar nu e a ionului, că firul e ionului sus. Păi e rog telecom. Păi da, s-au lăsat din cauza greutății la cinantele care sunt, că-s multe, S-au lăsat din cauza de sezare, nu stâmpă la alt. Nici nu știu la Brătești, deci am făcut sezare și am spus că vine ionul să-mi ia stâmpul și nu știu dacă l-a stâmpul ăla de la domnul primar de acolo de sus. Dacă și-a mutat firul. Adică eu nu se rezolvă ceva. Deci nu, trebuie, nu, să, nu, trebuie să... Trebuie să... Stâmpul este facă un logic. Nu se rezolvă. Nu, trebuie să facă. Dar înainte să de prevenții... Nu e nimic. Dar acolo au contract pe partea de ei cu curent. Dar sunt multe cabluri care cred că nu mai funcționează. Dar sunt de la bichele televiziuni care erau. Dar mi-am spus foarte greu că putează. Dacă eu i-am somat, am spus că e unul vine. Chiar am spus, domnule, e unul vine și ia stâlpul, vă dă cabluri. Gata, nimic, anunțăm. Vă dă număr de registrare. Acum eu n-am știut, trebuie să-i sun ea. Mâine dimineață să-i sun ea și spun, domnule, dacă nu vine până în lucrul de schimbat, luni e unul vine și ia stâlpul și vă dă drumul la cablul jos.
Dar ați văzut la albele când o s-a rupt atunci când a fost cu mașina aia de lemne, a durat 3 săptămâni până când a venit Rom Telecom. De zile până când a venit Rom Telecom. O lună, nu 3 săptămâni. Da. O lună de zile a durat. Am fost blocați. Da. Și nu a fost nicio rețea de comunicare. Și mai nou, tot dețin de la avizii. Deci noi la avizii, când vrem să mă ține atât, avizii la Rom Telecom. Da. Stai un pic, până la urmă, e și Erdeiescu, e și Ubiescu, e și care mai sunt. De ce au ei monopol? Nu pot să-mi dau seama. Orice, dacă omul se poate branșa la telefon sau la televiziune sau la, nu știu eu, internet ce are, eu nu te firme, că să mai multe firme. De ce trebuie să obținem aviz de la ei? Probabil au contracte, concesiuni, ce nu știi voi. Să folosească. Avea majoritatea la un timp. Pe la un timp, am dispărut. Dar se ia zăpada asta, la când am zis noi că o să fie iarna asta de bună, dar le-am rupt pe ultima sută de metri. Acum ne-a terminat, dacă mai... Adică așa, chiar nu cerci degeaba. Dar eu am văzut-o pe drumul de la Caracol care urcă la mănăstire. Deci ne-am dus, era un pic lăsat, când s-a băgat cu tractorul să pună balas, bază la a intrat până... Deci a ținut la mai rău. Cu ducea lumea de teren, datorită excesului prea mare de apă. Da. A fost secit în toamnă, pământul s-a crăpat, acum... Da, da. Și acum s-a făcut un curent, așa, puha-fără. Da. Da, drumul la mănăstire, acum ai văzut. S-a făcut de sepensire, s-a luat tot balastul și pe lateral. Dar n-ai cum să faci acela mai. Lama da trebuie să fie și la mașină. Da, e, a fost să bat, multe, n-am făcut cu lama, e tot de față. O să-l aduce, pentru că dacă se aduce tot la fel, dar nu știu. Ce condiții eu... Nu poate. Nu. Poate să fie cu băieții. Nu un pic cumva. Băieții cumva să rămân apoi, că-i păcat de balansul ăla. Dar trebuie să fie și pe drumul celălalt, la luat și la mare. Exact, trebuie că sunt acolo. Așa o să facem și la altul. Da. Și la altul, ăla de stradă. Începând de bună viitoare, eu nu mai am adese de idei. Dar eu vorbesc acum, dar nu e da. Da? Deci, de una viitoare nu mai am adese de idei, vreau corespondența la ședință, să o primesc acasă cu toate materialele. M-ați spus cum acum? Doamne, eu astăzi începând de una viitoare. Deci toate corespondența mea și prin e-mail. Eu nu mai am adese de e-mail. Și păcări. Da, deci nu mai am adese de e-mail, vreau să primesc corespondența acasă. Numai pentru plăcerea dumneavoastră. Nu, deci pentru că luna trecută am fost foarte bolnavă și n-am deschis calculatorul, că nici nu m-am ridicat din pat, m-a sunat acum dacă vin la ședință și am zis că mă vin, după aia m-am descredit și am zis că vin, știind că e la ora 2, am venit aici, am semnat și nu mi s-a plătit contribuția. Nu e vorba de bani, e vorba când a venit Mihaela, s-a învoit, a semnat și a plecat, eu cred că s-a dus. Acum doamna secretară spune că n-au vrut cei de la contabilitate. Vreau un răspuns acum în față la toți consilierii. Care e persoana de la contabilitate care nu a vrut? Deci eu nu fac bârfă aici. Păi dar nu-i bârfă să așa și voi dar... S-a știut de... clar de către cineva că nu ați participat la ședință, ați venit la final. Atât a fost tot. Din cadrul primăriei. Exact. Care s-au opus. Exact. Investigații faceți, doamna Gămar. Nu mai face ce investigații, apelăm la serviciile secrete. Se poate primi fără probleme. Și aflăm de imediat intrusul. Da, păi intrusul este aici. Poți să mă uite. Mai lasă-mi să rugăm așa. Ah, hai, e ore așa, ore așa. Da, o problemă simplă. Tot legat de Facebook-ul ăsta, ați văzut că am fost judecați și criticați că nu vrem să facem nimic pentru fotbal. Eu am dat răspunsul la cel care, Grigore Costel, care a fost consilier și știe cum se împart banii și cine are drept să primească. I-am dat replica scurt. Echipa, să știe toată lumea, toată comuna că e filmată, echipa de fotbal nu are sediu în comuna Bârsănești. Are sediu la Unești și de aceea noi nu putem da bani la echipa de fotbal. Până nu schimbă domiciliul pe raza comunei Bârsănești. Îmi dați voi un pic, apropo de chestia asta, ca să vă demonstrez că am fost gândindu-mi. Articolul 4. Din legea asta n-am mai spus acum. Din ordonanța de urgență 38-2017.
Prin hotărâre, autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive, a structurilor sportive care au calitatea de coordonator de... Lasă-mă o leu. După aia ajung și acolo. Așa. Credite aflate în subordinea sa. Subliniez, în subordinea sa. Ok. Cu respectarea legislației, așa. Punctul 2. Prin hotărâri autorităților de ale administrației publice locale, se pot aloca sume din bugetul local cu respectarea legislației naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat. Literal, finanțarea programelor sportive ale cluburilor de drept public înființate pe raza unității administrative teritoriale sau, la litera B, scrie finanțarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat, cum avem noi, înființate pe raza administrației unității administrative teritoriale, ceea ce ei sunt. Trebuie subliniat, trebuie subliniat. Deci trebuie subliniat litera B. Nu litera B. Înființate pe raza unității administrative teritoriale. Lasă-mă să termin o secundă. Zilele acestea am avut o discuție cu domnul primar și am spus așa: unde le-am dat o cameră la Bru Bârseneșan, mai avem un spațiu disponibil. Da. Să le dăm celor, să își facă demersurile necesare să-și schimbe adresa pe raza Comunei Bârsănești, domnul primar mi-a spus că da. Atunci invităm să-și schimbe adresa clubului sportiv. Pot veni în completare, pot îmi dați voie să vin. Nu, termin cu asta și după aia spuneți ce vreți. După aia, la punctul 3 scrie că autoritățile administrației publice locale pot aloca sume pentru finanțarea activității potrivit alineatul numărul 2 în limita 5%. Deci nu mai... Și scrie că structurilor sportive care au calitatea de coordonator de credite aflat în subordinea sa, deci aflat în subordinea numărului. Pot interveni? Tuturor ramurilor 5%, nu numai la o echipă. Nu că dacă două echipe 5% la una, 5% la sportive. Tot ce e la sportive. Pot interveni? Acum da. Deci, ca să lămurim aspectul, subliniați în primul rând acolo ce a citit domnul consilier. Pot. Cuvântul pot. O înțelegeți ca obligație? Pot. O înțelegeți ca obligație? Nu. Dacă pot. Nu. Dacă a prezentat domnul inițiatorul proiectului bugetului, care a fost domnul primar, și a spus că a redus 15% salariul angajaților, restructurează două posturi, cum pot să mai dau la altă entitate bani? Îmi explicați? Sunteți economist, am înțeles, de profesie. Ce am spus eu mai degrabă? Da. Am subliniat și cu doamna, nu? Da. Nu aia este legea sportului. Vedeți că alta este legea sportului. Aia este o altă ordonanță. E o ordonanță venită în completarea care completare. Legii. Care vine în completare. Dar ordonanța spune clar. Da, așa cum am spus. Deci dacă sunt în structura noastră de responsabilitate. Asociația Sportivă Bârsănești nu are niciun contract de colaborare cu noi. Niciun protocol. Nimic. Nimic, da, în afară fac. Și am spus-o la ședința trecută. Mie, cum a spus domnul Plănaru, mi-au adus niște acuzații și la nivel de membrii familiei mi-au adus acuzații mie. Bine, dumneavoastră nu vă interesează. Așa, pentru că îi dați apă la fața. Așa, 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 domnule. Miron a atacat chestia cu școala. Cu școala, eu n-am avut nicio treabă cu pe site-ul ăsta de socializare, toți se gândesc, că ai făcut rău, ai făcut rău. Domnule, dar câți din această comună pune la dispoziție școala și vin echipele adverse și chiar și echipele locale, spui pe pereți, pe tablă, pe mese și a doua zi copiii vin și mănâncă gustarea pe masă. Ce părere aveți? Și nu-i dezinfectat pentru... Dar nici nu știu dacă are aviz epidemiologic acei jucători. Fac, așa, de facto, pe hârtie, poate. Dar, în realitate, eu nu am convingerea. Au vizită, dar este mai interesant. Haideți, domnule. Am spus încă o dată. De fapt, adică pe hârtie pot să avem, eu pot să am și nu știu ce, așa, da? Eu înțeleg că sunt persoane pro și contra. Haideți dacă putem, și baza legală, văd că începe să se pună cap la cap. Am înțeles că acum se dă altă ordonanță de guvern care vine tot în sprijinul entităților sportive. Vine o altă ordonanță care completează o altă ordonanță. Da. Să facem tot posibil să-i ajutăm cu ceva. Da, deci, un spațiu, să intrăm undeva, să își schimbi cumva statutul, să fie în subordinea consiliului local. Da, ei trebuie să o ia de la zero cu statutul. Asta e partea tău, e problema lor. O ia de la zero. De ce? Ba, răspunde-o cu
un act adițional, scrie un semnificativ. Și costă, spui și cât costă, 100 de lei. Da, care-i problema? Nu știu, eu spățit cu ăsta echipa mea, cu simplu caracol. Orice societate, foarte simplu, vreți finanțare la din fondul comunicului? Vă impunem ca sezonul ăsta să vă calificați în grupa următoare. Dacă nu... Da, nu. Să mai poate dar în contribuția să... Păi da, în cerc... Da, da. Cum? Dar tu, în cerc, bani, dar îți faci... Da, am și o satisfacție. Eu. Păi da, să vii și o satisfacție, Ivetul. Deci sfatul meu este următor. Haideți să luăm legătura cu ei, vedem ceea ce e nevoie, îi ajutăm cu ceea ce ne stăm putin. Să nu spunem acum, că nu avem bani, că nu sunt posibil, să nu luăm pe nu îmbrați. Prima dată este să ajungă ilegal, adică să-și facă legalitatea. Ne-am învățat că nu se poate. Nu se poate, nu se poate. Haideți să luăm legislația, să vedem ce se face la lucrurile. Deci, comuna copiii care sunt. Am plăcut un alt niște așa. Am statut. Fără statut. Exemplu, porcare. Eu mai pot să mai verific cu oarele copiii, mi se taie în adevăr ce zicați. Au medale, au o casă la care nu, dacă vorbești de care cum vrea, nu vreau. Hai să vedem ce hai să terminăm. Dar nu poți să termin. Păi dar să vorbească și oameni ăștia, că o să după aia, poate la punctul ăla unde am aprobat luna curățenie, am fost cam dur, ca să anunț garda de mediu. Vă rog, luați o măsură, că nu-i frumos. Nu, am văzut acolo. Eu ca să ies din casă și să am în fața porții o piscină și să-mi vină vecinul să-mi spună că din cauza ta nu se duce la vale, care frate, mi-a fost singurul care și-a curățat șantă și podiețul și toate astea. Da, eu am încercat. Că nu interesează. Și vine și râpii cu haragul. Că din cauza mea, nu-mi convine. Să se uite în grădina lui întâi și după aia spune-mi. Da. Cum îi faci, mă? Nu știu dacă faci adresul, să mergem în teren la toți, că tu nu spui că ai ceva personal cu cineva. Deci eu nu am nimic cu nimeni. Trebuie văzut, trebuie văzut, trebuie găsit o soluție, făcut șansă să se scurge. Nu merge. Toate șansele pe acolo sunt decolmatate. Și apa care vine pe său calabar, vine în drum. Pentru că primele două podeți sunt infundate. Și ea apa vine să duce. Da. Ne-a lăsat acum, i-a dat drumul în șant să duce la vale, la frate meu i-a dat drumul în șant, dar unde este celelalte două sunt în vale. După aia, școala aia are tot. E un pericol public. Școala, așteptăm să se îndrepte timpul, dar nu, ne-am apărat ea, gata. Trebuie la toate. Toate documentele, tot. Pentru că de acum, dacă timpul e frumos, copiii ia de la vale. Și aia e un pericol public. Avem toate documentele. Dar n-ai primul ce rămâne să te apuci să doresc. N-am zis, terenul, am zis că vine timpul bun, trebuie luat de sfârșit. Pericul e că atunci când îți dărâmă să nu se ducă copiii, seara pleacă. Dar noi că rămânăm să vă așa. Dacă șantelește și după aia să duc să joace cumva pe acolo. Dar n-ai treabă. Dar nu uite așa la școală, acoperișul. Nu am votat acoperiș, s-a dărâmat. Dar rest, perețe, este impecabil. Vasile, te rog, nu poți să te duci în interior. Am fost în interior. Am fost. Chiar am fost curios. Da. Chiar am fost curios. Deci chiar am fost în interior, impecabil. Nu s-a acoperit. Știți care e cea mai mare la ea? Expertul că m-a venit să uita la fundație. Piatră. N-are nicio valoare. Ea e piatră, să nu are fundație. E piatră de aia, zic. O să mă... E vis-a-vis de acest lucru. Bănuiesc că și biserica de la Mărăză și tot pe piatră de aia și nu sunt doar. Deci am să mă leg tot de cum spunea și domnul Felix. Noi nu avem o clădire să dăm la o asociație sportivă să-și facă așa și noi dărâmăm. E foarte important. Noi ne certăm, nu să împărțim anumiți bani. Dar nu suntem în stare, să asigurăm la nimeni niște condiții decente de trai în această comună. Nu tu apă, nu tu canalizare, nu tu gaz, nu tu un cămin cultural, nu tu nimic. Nimic. Dar avem salarii mari. Nimic. Ca să ne audă și lumea și salarii avem. Cerțați-vă în continuare ce e eventual. Să vedem unde se ajunge. Stăm o să ajungem peste 3-4 ani. O să ajungem peste 3-4 ani. Și fără excedent, și fără nimic folositor în comuna asta.
ar fi fost clădirea aia bună, așa cum am spus-o de fiecare dată, cu școala Guravăi, ar fi fost tare bună dacă am fi renovat-o și o dădeam spre folosință. Uitați, cum spunea domnul. Domnul Pentru... va aduce expertiza. Deci nu-ți dă voi nimeni exact ca și la drumul de la Caracol. Că noi la drumul la Caracol aveam alte cele în cap. Am zis, băi, reparăm găuri, îi tragem o stradă de bing de pe ea la casă. Nu, nu dărâmată. Deci asta e singura finalitate. Deci, zis, nu, ar putea să fie, dar costurile sunt mai mult, mai mari decât ai face-o din nou. La ce l-au acoperit? Nu l-au acoperit, Vasile! Vasile! A dat cu ciocanul cărămida aia care spuneai că se părâmă. Cărămida aia e iasă și nu se spărâmă intensiv. Tu știi ce înseamnă? Aia trebuie să mă adică metru zânt de gros. Schimbată toată aia făcută, ăla nu-și pune, el nu-și pune verificare. Nu are verificare. Da, da, costă mai puțin, pentru pereții sunt. Nu sunt, dar așa la care... Lasă-mi ce sunt. Păi, le mărie așa acoperișul. Reabilitare, da. Nu trebuie să o construim, reabilitare. La reabilitare trebuie expertiză. Expertiză, bun. Ce dar credeți că dacă, să zicem așa, eu, consilier local, dacă aș solicita un expert party să vină să evalueze, da, credeți că n-ar da o peste cap expertiza celui expert care a venit să o evalueze? Credeți că nu o dă peste cap? O dă, vă spun eu. Nu cred. Și o putem contesta. Dar bine, nu, nu este, eu am dat ca un exemplu. Dacă așa s-a decis, dă rămas, domnule, că de construit n-a fost vrut nimic. Mie îmi pare rău că am dat. Chiar duceți-vă și uitați-vă în școala aia că am fost, n-are o fisură, decât tare acoperișul. S-a stricat țigla și-o căpriore și ăștia au trebuit să vă... Da, bine. Da, bine. La școală, la prevenință și aprobăm și după aia să vedem. Da, da, v-a spus în contra mea și acum sunteți foarte informată, doamna Gămac, am optat și eu. Păi nu, când ai făcut și învățesc pentru, uite ce ajungi. Ajungi baianează după aia. Da, tot am zis, dar s-a deci, urmarea zăpiei de gheață, s-o mai deghețat înainte, i-a apuc multă, s-a făcut praf drumul de la albele găuri, din pas în pas, deci, pe drumul principal trebuie balat. Mai mărunt, pe, sunt porțiuni, cum e pe Valea Lupului, unii întâi trebuie balat mai mari. Ăla o să mă ducem și după aia, balat mai mărunt. Căutăm un nivel bună bună să duci acolo. Să venească și după aia punem, că dacă punem direct balat mărunt, trebuie băgat la la acolo pe Valea Lupului, luat de acolo, de la Preluca. Da. E mai mare și numai bine să... Da, să așa. Trebuie un întoarce mașina de gunoi la conduză, de acolo așa, mai mare. Până acolo, mai mare, după ce o să bată ăla mai mare, ulterior o să trebuiască și mai mărunt. Și mai e și panta aia, prin bărsărie, de-a vreo 50 de... din gol de pot, vreo 50 de metri, și acolo trebuie pus. Să mai duci unul altul, scoate oricat. Mai văd, îl vin la bărsărie și care au venit. Dar... O să mai vedem cum face, dar nu știu ce se dealul. Eu mai am o problemă. Am înțeles că nu face că e rău tare. S-a apropiat sărbătorile, eu văd cum Paște fericit. Dacă colegi.